Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Intodi. Noi suntem, ca de obicei, aici acasă, discutăm despre cărți. Și astăzi începem o nouă carte care se numește Economia într-o lecție, de Henry Hazlitt. Am vrut să selectăm ceva mai ușor de vară, accesibil pentru toată lumea. Cartea în sine a fost publicată în 2021 de către editura Terra Libertas Publishing House. Cartea a fost scrisă prima oară în 46, republicată în 52 și republicată într-o a treia ediție și updatată. Mi se pare că pe această variantă se bazează traducerea, în 1978. Henry Hazlitt, citim de pe spate că, dacă e aici, de ce nu? Scriitor, ziarist, economist, filozof și critic literar, a trăit între 1894 și 1993, un an a avut și refăcea secolul. Apărător neobosit al principiilor liberalismului clasic și un adversar retabil al etatismului sub diversele sale forme. Cartea asta este o carte de introducere în economie care se adresează oricui. Deci nu ai nevoie de vreun skill specific obținut prin trecerea la școală. E de ajuns dacă ai avut vreodată un portofel cu bani în el sau fără, ca să înțelegi ceea ce vorbește el aici. Dar înainte de toate astea, nu uitați să ne dați un like pe care îl luați mai târziu dacă nu vă place ce vorbim aici. Puteți să ne dați subscribe ca să mai aflați ce mai facem în continuare. Puteți să ne lăsați comentarii despre ce vorbim aici. Și avem și niște conturi de donații dacă vreți să susțineți proiectul nostru. Uite, Vali zicea că e o lucrare introductivă. Mă gândeam că dacă ai făcut aseus va fi mai greu să înțelegi. Vii deja cu niște un balast care îți distorsionează vederea. Nu știu cât de important. Hazlitt n-a făcut facultate. Hazlitt n-a făcut facultate. El face parte din ce numim școala austriacă, adică a fost apropiat de oamenii ăștia. Mises, în special de Ludwig von Mises, care probabil e cel mai important membru al școlii austriece. Mises a și uitat pe carte, ne spune. Deci nu e vorba de garantat Vanghelie, ci garantat de Ludwig von Mises. Faptul că Mises, care era, nu prea arunca așa cu epitete prea ușor. Deci dacă el a fost de acord cu cei acolo, e o garanție. În prefață ne spune el că lucrarea poate fi considerată un tribut pentru trei nume, Bastiat, Philip Wicksteed și Ludwig von Mises, care de altfel l-a și ajutat în realizarea ei. Bine, biografic cred că ajutorul a fost și reciproc, în sensul că Hazlitt, deci când vine în America Mises, cred că Hazlitt l-a ajutat și omenește cu diverse chestii. Noi am avut problema asta, deci ăștia care, stângiștii care veneau refugiați, erau primiți la Harvard și nu știu ce, Marcuse și așa, liberalii clasici, de se chinuiau, deci nu le-a fost prea bine. Mises n-a fost dascăl, dar el în New York, acolo era o chestie finanțată de o fundație, știi, deci nu era profesor, era un fel de, nu știu, asistent. Profesor. Să ne gândim că Hayek a luat Nobel, l-a luat pe asta, pe teoria ciclului, care e teoria lui Mises. Deci nu, era văzut ca, era vedetă, dar ideea e că nu era înghițit. În mediile stângismul era pe... Nu știu dacă azi, cred că i-ar fi fost mai ușor azi, că deja începe libertarianismul să devine mai obraznic și în mediul academic și pe net și pe... Cred că avea mai mult succes. Uite, îl vezi pe meme, știi, te uiți pe Twitter și vezi meme cu
Mises. Deci cred că Mises, dacă s-ar fi gândit, știi, na? De ce lumea... Sau Hayek, uite cum e, cum sunt cântecele alea rap. Uh-huh. Rap battle cu Keynes, știi? Deci, tot ca o introducere, mi se pare că trebuie să vorbim și de cartea asta, care e simplă, de fapt, dar vorbește de niște lucruri mult mai precise și oamenii de multe ori vor bunăstare. Dacă oamenii nu vor să-și bată capul cu lucruri, dar vor să fie bunăstare. Și la fel ca și în casă, dacă vrei să fie curat, trebuie să faci un efort. Și cu ce începe, într-un fel, Hazlitt aici? Zice că economiștii răi se referă la schimbările pe termen scurt, economiștii buni se referă la schimbările pe termen cât mai lung sau pe scară cât mai largă. Mi se pare că de asta ar folosi, mă rog, de mai multe ori am zis eu chestia asta, că nu există, după gustul și cunoașterea mea, nu există macroeconomie și microeconomie. Adică dacă vrei să o împarți așa, ca mărime, ca scară, dar forțele sunt aceleași de cele mai multe ori. Deci cineva care vrea să aibă o gospodărie o să beneficieze de lucrurile care se discută pe aici. Care sunt niște chestii într-un fel fizice. Ok, cineva o să zică economia nu e o știință precisă. Dar economia, ce am învățat de la Mises, e știința acțiunii umane. Nu? Și înveți ce se întâmplă, de ce un factor îl influențează pe altul și până unde ajung să se influențeze factorii ăștia. Ideea e că mi se pare că trebuie să facem și cartea asta pentru că folosește, e mult mai practică, e mai pragmatică, e mai pe soluții, nu discuții. Bine, nu i-am mai atins argumente economice. Absolut. Când am vorbit de drumuri, de poduri, de tribunale, am tot. Aici, da, e mai introductivă, e poate și mai sistematică. Sciziunea asta între macro și micro apare și la... chiar și în capitolul pe care l-am fixat azi. Chiar și în lucrarea asta introductivă. Dar, nu știu, ca să vedem clar chestia, trebuie să dăm niște exemple. Ideea care e... o chestie care funcționează la nivel micro trebuie să funcționeze și la nivel macro. Dacă e fals că la nivel micro te îmbogățești dacă îți distrugi televizorul, tu ești mai bogat, predicția austriacă sau lui Hazlitt e că și la nivel macro va fi la fel. Dacă tu distrugi chestii, ești mai sărac, nu fără acele chestii. Marea revoluție keynesiană a fost că nu e așa. Că o chestie care, cu banii, dacă sunt două planuri diferite, știi? Deci ce ține în micro nu ține și în macro. De exemplu, dacă economisirea, comportamentul ăsta anti-cheltuială, să zicem, anti-spargerii de bani e bun în privat, nu e bun în agregat. Pentru că dacă tu te abții, îți reduci consumul și așa, de exemplu, poate rezulta o criză. Deci există două nivele, ori ai noștri, ca să zic așa, economiștii tradiționali, școala austriacă, spun că nu, situația e aceeași. Deci dacă o chestie e proastă în micro, dacă nu devii mai bogat că îți distrugi lucrurile din casă în micro, la fel și la nivel de agregat. Deci dacă românii încep să-și distrugă, nu știu, sobele și astea, nu devin mai... De altfel, uite, asta mă aduce aminte de... discuția pe care am avut-o atunci când discutam din cartea lui David Friedman despre eșecul de piață, că și ăla tot la fel presupunea oarecum o gândire din asta dualistă în care dacă omul încearcă să-și maximizeze efectele individual, va ajunge per total, dacă toată lumea acceptă aceeași strategie, va ajunge per total așa și el denumi chestia asta un eșec al pieței, pentru că teoretic strategia optimă ar trebui să fie o strategie optim, ar trebui să te ducă la rezultatul optim. Dacă tu vrei să îți maximizezi profitul, beneficiul, whatever, ar trebui să te ducă la rezultatul optim, dar
Așa cum mie mi s-a părut că noi am rezolvat problema aia la vremea respectivă, spunând că pur și simplu nu ai o definiție greșită a strategiei optime, adică nu mi se pare că iei în calcul toți factorii care îți influențează, ci te focusezi numai pe unul singur, același lucru e și aici, adică noi practic am rezolvat acea situație care, să zicem că ar fi o prezentare post-dualistă, da? Într-o situație post-dualistă, într-o situație în care cumva ce funcționează la nivel, în care cumva e acceptat că ce funcționează la nivel individual funcționează de andoasele la nivel macro și invers. Și am zis nu, am luat-o pe aia, am desfăcut-o și am zis nu, înseamnă că nu te uiți la toate lucrurile, pentru că ce funcționează la nivel individual trebuie să funcționeze și așa, adică trebuie să iei și pe ceilalți în calcul. A era doar una din opțiuni, de exemplu faptul că ea nu puneau banii, da, e un scenariu posibil, dar asta nu înseamnă că nu poți avea scenariu și în care pun banii, care ambele opțiuni de tip piață. Dar asta nu înseamnă că scenariul care va fi întotdeauna e ăsta în care ai conflictul ăsta între raționalitatea individuală și a colectivă. Ăsta e pointul. Mm. Argumentație pentru stat. Indivizii fiind varză, na, rezultă niște rezultate suboptimale și statul corectează. Da. Dar hai că ne-am... Spunea Alex mai devreme, folosise cuvântul economiștii răi și mi-a atras atenția foarte rapid pentru ce și m-ați văzut căutând în carte. În engleză, Hazlitt chiar așa îi numește, bad economist, da? O traducere a sensului cuvintelor pe care îl dă el nu este neapărat economiștii răi, cât economiștii proști, da? În cartea asta avem parte de o traducere mult mai elevată și acești economiști se numesc diletanți. Deși cam asta e mesajul, da. Deși răspunsul este că sunt proști. Și ca să intrăm cumva direct în pâinea capitolului, primul capitol se numește Lecția. E bine, lecția a zis deja Alex, în sine, da. A spus-o Alex într-un fel. Că ce este economia atunci când a spus, nu Alex, tu ai zis ce e economia. E bine, spune și Hazlitt ce economia, zice așa, este arta științei economice, constă în a avea în vedere nu doar efectele imediate, ci și cele pe termen lung ale unei politici. Ea constă în descifrarea consecințelor acelei politici asupra tuturor grupurilor, nu doar asupra unui singur grup. Asta e toată lecția. Vă mulțumim pentru atenție, ne-am văzut pentru că nu. Sunt două erori, de fapt. E o eroare compozită. Una e legată, da, de timp, adică spune nu te uita doar pe termen scurt, ca așa și băutura. Dacă te uiți pe termen scurt, îți place, dar dacă te uiți, gândești și pe termen puțin mai lung a doua zi. Da. Și nici măcar nu e contraintuitivă. Adică lumea înțelege chestia asta, da? Înțelege, da, da, că abuzul de zahăr îți dă diabet, că abuzul de băutură te îmbată, că abuzul de, nu știu, țigări și droguri nu te duce la o sănătate, o stare de sănătate foarte bună. Le înțelegem pe astea, chiar dacă in the moment, pe termen scurt, pentru persoana respectivă care le face, e de bine, nu? Mai făceam noi într-o discuție distinția asta între, ziceam, erau niște lucruri cu mult zahăr, mă rog. Discuția era, păi da, dar sunt bune. Și precizarea era, ajunsese să fie, sunt gustoase, dar nu sunt bune. Nu? O nuanță de asta. Un alt lucru pe care mie mi-a atras atenția tot așa din primul capitol este felul în care deschide el capitolul și care poate că la un nivel intuitiv este cunoscut de toți oamenii, noi am mai vorbit de chestia asta în alt context, și anume spune așa că economia este bântuită de mai multe erori de gândire decât orice alt domeniu de studiu cunoscut omului și asta nu este întâmplător. Bine, el aduce aici argumentul că în economia e grupul, care e problema asta, grupul de interese pe care noi în fizică, de exemplu, sau nu știu,
pe care nu o aveai în fizică. Exact, eu, asta așa. Așa. Dacă te gândești la pandemie, ai grupuri de interes în medicină. Deci nu... Da. Dacă te gândești la politica de protecție a mediului, iarăși ai grupuri de interes. Dacă te gândești la politica de de alimentație publică, ai grupuri de interese acolo. Nu, da, cred că nu știu, Hayek sau Hayek, cred că cita chestia asta, apăruse, deci în timpul, pe vremea războiului, o carte fizică germană în 4 volume, știi? Deci până și fizica, ea părea o chestie abstractă, dar și ea era colorată rasial, știi? Adică n-a zis și spuneau că e fizică germană, știi? Deci nu e... Deci unde nu te-ai gândi. Deci apar interesele astea și cred că și în matematică s-a întâmplat, știi? Sau se întâmplă acolo, adică cred că ai leftiști care spun că matematica e... Sensibil. E white. Da, eu. Super, deci aș paria că dacă dai un search găsești că... Dar orice e acum. Bine, este supusă... White supremacy. Nu, e colonizatoare. Da, sau... Same difference, așa. Că e patriarhală, știi? Că logica și matematica ar fi mai masculine și prin urmare nu știu ce... Țin de chestia asta de spălare a creierului. Noi nu-i obligăm să știe matematică. Știți treaba voastră. Păi da, vrem să avem rezultate. Nu? Că despre asta este și toată discuția cu economia. Ce face știința economică aia bună? Îți observă ce s-a întâmplat, nu? Că apropo de prețul optim. Nu poți să-ți spui tu dinainte care o să fie prețul optim. Am mai zis noi. E ca într-o relație, vezi? O chestie a mers sau n-a mers. Și după aia știința economică ce îți face? Îți detaliază ce s-a întâmplat. Din care poți să înveți. Din chestia asta poți să înveți să-și ia fiecare hotărârile după aia. Pentru viața lui, să se orienteze după preferințe, etc. Și foarte mulți oameni nu fac efortul ăsta. Și într-adevăr, nu e cel mai ușor lucru, dar dacă vrei să fii sănătos, trebuie să faci efortul. No, hai să încercăm să o spunem mai clar, da? Și dacă aveți vreun prieten care are nevoie de ajutor în înțelegere, puteți să faceți abuz de butonul de jos de share și să clipuiți ceea ce urmează. Ești mai sărac pentru că nu înțelegi. Pentru că nu vrei să înțelegi în mare parte. Pentru că ceea ce urmează să povestim noi e atât de simplu încât dacă ai vrea să înțelegi, ai înțelege. Tu te referi la sărac cultural sau și sărac ea? Nu, de bani. Ești mai sărac de bani. Nu m-am gândit că te gândești la bani. Lăsați, cultural, lăsați. În sensul că astea au... Uite la cartea lui Weaver-ul. Ideile au consecințe. Faptul că tu ești socialist, adică majoritatea oamenilor sunt socialiști, au efecte foarte practice. Faptul că statul îți fură o treime din bani sau o jumătate din leafă, asta e un efect foarte practic. Deci dacă oamenii erau libertarieni, nu rezulta. Te deranjează chestia asta că îți fură cineva jumătate din... Dacă nu te deranjează, nu, da, domn, trebuie să plătească cineva taxe. Adică dacă nu plătim noi, cine o să plătească? Eu zic că oamenii sunt ipocriși, că îi deranjează foarte mult, dar nu văd nu au permisiunea socială nu văd soluția. Și chiar dacă ar vedea-o, nu e aplicabilă. De exemplu, dacă ar vedea, citește Rothbard și nu știu, nu e aplicabilă imediat. Răspunsul meu aici ar fi ceea ce e aici în cartea asta e aplicabil imediat. Poți să-ți dai seama imediat unde sunt problemele. Da, unele. Nu, dar mă gândeam la mai mult, știi? Da, cred că s-o, mai cred că mai zice... mult însemnând abolirea statului și să... De asta în cartea asta o să aibă doar vreo 6 episoade, alte au avut vreo 16. Da. Și aici sunt tot felul de chestii subtile, știi, o să... E un om deștept, Hezlit, știi, adică are tot felul de tangente. Ok, asta ar fi greșită cu care a început Vali, deci el zice că, uite, economia e mai grea pentru că sunt grupuri de interese, au interese la drumuri, la poduri, la ce mai face statul, știi? Își plătesc economiști pentru asta. Este un grup de interese. Cum zicea Trump, eu reprezint grupul de interese al cetățenilor americani. Recunosc că reprezint un grup de interese.
Ok, revenim la eroare. Cred că cel mai bine e să... Deci două puncte este importante. Să te uiți la toate grupurile, nu doar la unul. Să te uiți pe termen lung, nu doar pe termen scurt. Să zicem că Ciolacu face... Cum se numește asta? Inaugurează o sală de sport. O sală de sport sau, nu știu, o companie de făcut avioane, să zic. Și care e argumentul? Și Ciolacu să spună, uite, am creat câte 2000 de locuri de muncă, 10.000 de locuri de muncă, știi? Dacă te uiți doar la ăia care lucrează acolo, într-adevăr are dreptate, știi? Deci a creat 10.000 de locuri de muncă pentru ăia, știi? Pe termen lung, nu știu, nu prea e necesară la punctul ăsta. Eu, discuția cu termenul lung, mă gândeam că la inflație e cea mai... Acolo e contextul. Adică inflația, deja economiștii tot compară inflația cu alcoolul, adică te simți bine pe termen scurt și te simți groaznic mai încolo. Dar hai să rămânem la Ciolacu și la compania lui de avioane. Deci el ar zice, uite, am creat locuri de muncă. Hezli ce zice? Păi nu te uita doar la ăia care beneficiază. Cine ar putea fi ăla care beneficiază? Păi unul cu afaceri cu statul, PSD să zicem, care e, primește subvenția asta. Cine mai beneficiază? Muncitorii, ăia care lucrează în... Hezli zice, nu vă uitați doar la ei. Uitați-vă și la cei care au pierdut. De unde au fost luați banii. Da, că banii aia... Deci chestia aia nu e gratuit. A trebuit să iei banii de undeva. Deci, nu știu, o modalitate de a face... Ciolacu ar fi putut spune nu că am creat 10.000 de locuri de muncă, ci că s-au pierdut 10.000 de locuri de muncă în privat. Asta poate fi o descriere a la Hezlit, să zicem. Și tu te gândești și la celelalte grupuri. Nu s-au mai creat frigideri, nu s-au mai creat nu știu ce, pentru că banii au fost luați de undeva. Și ca să nu mai vorbim, nu numai că au fost... luați și faptul că oricum au fost cheltuiți mai prost, da? Statul fiind cel mai prost administrator, clar a cheltuit oricum prea mult, nu e motivat de ce e cel mai prost administrator? Păi am mai tot spus, da? Nu e motivat de profit, nu-s banii lui, nu are, ok, bun. Nu sunt banii lui, înseamnă că e... cum îi spune, e clar, are tendința să cumpere scump și nu interesează calitatea, pe când cu niște joburi care ar fi fost create în privat de oameni care, cărora chiar le-ar fi păsat pe ce dau banii, ar fi avut retur mai mare, ar fi produs mai mult. Dar hai să vorbim despre, uite, asta e, asta... Vreau să punct... zic ceva. Unde îi pune joburile alea care nu apar în privat? Le-ai pune pe termen lung sau pe termen scurt? La ce segment de timp le-ai pune? Deci când se laudă Ciolacu, tu îi poți spune? Nu, că poate la două zi numai. Răspunsul e că nu poți ști. Sau la ce te referi? Când nu apar? Sau cât de mult ar ține joburile respective? Că nu apar. Eu zic că poți să zici că nu apar imediat. Păi că nu apar imediat. Nu apar, da, imediat. Nu apar, asta e clar. Nici măcar nu trebuie să te gândești la pe termen lung. Din contră, nu apar, ele poate ar fi apărut ieri, gândește că rău a fost făcut în momentul taxării. Da? În momentul în care apar joburile la stat, apare și, cum îi spune, devierea energiei productive. O deturnare. Deturnarea, da, exact, ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Deturnarea energiei productive, efectiv, se întâmplă în momentul ăla, știi? Nu, dar teoretic, în clipa în care s-a făcut taxarea, ți-au dispărut joburile din privat. Nu, dar Hezlit nu-ți dă impresia că ar fi o chestie pe termen lung? Ce puțin când te uiți pe capitolele astea. E o chestie pe termen lung, dacă vrei să te gândești, este faptul că joburile alea cel mai probabil erau trainice. Ar fi fost... pe termen lung, în sensul că i-ar fi ținut pe oamenii aia employed fiind puse pe o bază stabilă, pe o afacere care da, ar fi mers atunci da. Ele ar fi ținut. Din punctul ăsta de vedere. Dar poți avea în vedere și sensul ăla, că ele nu apar pe termen scurt. Deci nu da, nu apar imediat. Nu apar imediat. Deci asta e toată lecția economiei. Asta două. Trebuie să te uiți. Deci un economist bun nu se uită doar la ce se vede. Sălile de sport. Și asta mi s-a părut problematică.
ce se vede, pentru că impresia noastră e că statul face niște chestii și nu prea se vede, știi ce face statul? Ori mesajul lui Hezlet e că se vede, știi? Impresia mea e nu, uite, s-a dublat, nu știu, bugetul la sănătate, la educație și nu se vede, știi? Ori Hezlet îți dă impresia că acești economiști mediocri sau slabi, spunând jumătăți de adevăruri, sunt mai vizibile chestiile alea. Se văd sălile de sport, se văd schelele alea, știi? Mă, sălile de sport pe care le-a făcut Năstase, se văd. Reabilitarea blocurilor făcută de primării, se vede. Astea sunt chestii care se văd. Acum, e adevărat că el era obișnuit, poate, cu o altă lume în care lumea mai făcea și treabă, nu doar toca banii birocratic fără să producă rezultate, știi? Adică să nu uităm că prima variantă a cărții a fost scrisă în 46, publicată în 52. Deci pe vremea aia chiar se făcea treabă. Da, la chestia lui Saul, că secretul politicianului e să iei banii pe ascuns, să iei așa și să-i cheltuiești flamboyant, să... Uh-huh. Cum? Ce termen ar merge... Care extra, se sare, nu? Extravagant, extravagant, extravagant. Vizibil. Ei pascuns și îi cheltuie vizibil. Merg ambele. Și în sensul ar avea dreptate Hezlet. În sensul că ăștia tăiau pe angliși. Deci veneau cu magaoaie de asta și uite. Uite, am inaugurat un kilometru de autostradă. Hai să facem pe angliși. Hai să duce Cioloș să strângă gunoiul în Delta Văcărești. Hai să repede să facem poze. Dă boc zăpada cu lopata de pe autostradă. Hai să facă repede poze. Apropo, a doua zi și-a dat demisia. Boc, Cioloș nu. Ce mai întâmplă? Hai să vorbim de al primul capitol din lecția aplicată, care, despre care am mai vorbit. Vrei cu alte ocazii. Vrei să mai zici ceva? Nu, e ok, am prins. Era legat de... Uh-huh. Cu care am vorbit, despre care am vorbit cu alte ocazii și anume fereastra spartă. Aici vorbim de un exemplu clasic plecând de la Bastia, pe care Hezlet îl reia aici. Dar chiar îl are Bastia, mai țin minte, nu mai țin minte. Are același exemplu cu cineva care sparge? Nu mai știu. Adică am citit, da, de mult. Tu poți se să poate verifica ușor. Care din punctul ăsta de vedere, are 50 de tu pagini. Trebuie să... tu ești cel care ne spune. Dacă tu ne întrebi... Citit-o, da, mai de mult. E greu, da. Dacă vreți să, să ne verificați, cartea la care se face referire este Sconvoie, Sconnevoapa. E și engleză pe site-ul Mises. Are vreo 50-70 de pagini. Ideea care e? Sau care e viziunea lui Hezlet? Asta, fapt, zi și revin. Nu, stai să zic eu. Situația, și tu zici, explicați. Da. Situația este, cineva sparge un geam, lumea se uită, zice, extraordinar, geamgiu o să aibă de lucru. Și asta e tot ce se vede. Mm. Da? Și ce nu se vede este că omul care trebuie să cheltuia, să înlocuiască geamul, ăsta, patronul de magazin, poate voia să cheltuiască banii aia care o să se ducă pe geam, poate voia să-i cheltuiască pe altceva. Și nu, și cum o zice Hezlet, puteți, așa cum vă gândiți că se cheltuie bani pe un geam, puteți să vedeți că nu se cheltuie bani pentru un alt lucru. Nu apare acel lucru în economie. Bine, trebuia să-și cumpere un costum. Da. No, dar n-a mai avut bani care repara geamul. Da. Și ca să nu mai vorbim de faptul că aici Keynesienii care fac teoria geamurilor sparte, susțin că această tranzacție pe care trebuie să o facă brutarul din exemplul respectiv cu geamgiu din exemplul respectiv este una care crește economia, generează creștere economică. Pe când argumentul principal este că trebuie să fii cel puțin tâmpit ca să crezi că asta generează creștere economică. De ce? Pentru că ăla poate ar fi făcut altceva de banii respectiv și aici este exemplul dat de Hezlet, poate vrea să-și cumpere un costum. Faptul că și e o deviere a capitalului, efectiv. Faptul că el nu mai cumpără un costum astăzi pentru că trebuie să dea banii geamgiului și nu mai are bani de costum, înseamnă că, per total, geamgiul o duce mai bine, croitorul o duce mai prost. Și implicit, evident, și brutarul o duce mai prost. Deci, voi, asta, duc.
Asta ar trebui să fie lucru pe care îl înțelegem, pentru că altfel brutarul ar fi avut un costum în plus și un geam nespart, croitorul ar fi avut banii de la brutar și geamgiu n-ar fi avut nimic în plus, da? Dar am fi avut doi oameni care aveau ceva în plus și unul care nu. Și eu presupun, am să repet ceea ce am spus mai devreme, pentru că poate nu s-a înțeles. Eu sunt sigur că la un nivel intuitiv, nimeni, ok, pentru că Alex râde, trebuie să calific acest lucru, nimeni care este cât de cât ancorat în realitate, da, un om simplu care înțelege natura lucrurilor, nu o să zică distrugem ceva, prin urmare o ducem toți mai bine în agregat. Trebuie să fii economist ca să... Diletant. Diletant, exact. Și cred că asta este și una dintre sursele confuziei la nivelul, să zic, al oamenilor simpli, pentru că ei înțeleg chestia asta, se uită la economiști, văd că politicienii le suflă în fund, apropo de teoria asta, și îi laudă și așa, și ăștia sunt oameni la facultate și, nu știu, apare o disonanță cognitivă, adică cum Dumnezeu ăia poate să zică așa și sunt școliți când n-ar trebui, poate nu înțeleg eu, atunci hai să nu mă bag, o fi economia ceva cu magie neagră și să nu mă mai bag, pe când... Nu e cu magie neagră. Nu e cu magie neagră. E gospodărire pură, simplă. Păi asta era triada, asta vrea să transmită Hezdit. E nivelul ăsta de simț comun de care vorbea Vali, unde omul simplu înțelege că e mai rău că s-a distrus o chestie. Deci omul simplu înțelege asta. Faptul că s-a spart un geam nu e o chestie bună. Faptul că au bombardat nemții pe aia, l-au distrus, nu știu, nu e o chestie, n-are cum să fie o chestie bună. Ăsta e primul pas, nivelul simțului comun, să zicem. Pasul 2 e când apare economistul keynesian, știi? Adică majoritatea economiștilor. Cred că sunt majoritatea. Mm-hmm. Majoritatea. Sau cel puțin chiar aia care nu sunt keynesieni tot operează cu același concept, știi? Cerere agregată și nu știu. Bine, chiar dacă nu sunt pe față... Eu cred că nu sunt neapărat keynesieni, ci doar duplicitare. Adică eu cred că ei în public susțin opoziție. Nu, sunt. Nu, am să spun de ce. Pentru că nu-i văd în timpul liber că își dau foc la haine, că își conduc mașinile direct în primul copac care le iese ca să stimuleze creșterea, știi? Adică nu-și trăiesc filozofia. Pentru că, evident că dacă și-ar trăi o... n-ar avea o viață lungă. Își trăiesc filozofia, dar filozofia lor este să inventeze politici care să reglementeze, care să-i oblige pe oameni să cheltuiască. Și atunci, cum PIB-ul măsoară rulajul de bani, o să fim tigru și dragonul. Păi și ar putea să își facă, știi, să-și aducă propria contribuție, distrugându-și propriile agoniseli, să-și aducă propria contribuție la această... Aici ți-ar explica vreo 20 de minute niște nuanțe pe care numai el le înțelege. Păi asta spun, că de asta zic că eu cred că mai degrabă sunt duplicitar. Nu cred că poți să rămâi, cum să spun... onest, convins de atâtea contradicții. Bine, unde nu are el dreptate e că în... Ok, stai să termin aia cu cele trei puncte. Deci primul punct era la de simț comun, unde omul simplu înțelege că dacă s-a spart un geam la brutar, e o chestie rea, n-are cum să fie o chestie bună. Pasul 2 e ăsta economistul keynesian care spune nu, e o chestie bună, sticlarul o să aibă... Ăia care lucrează pentru sticlar, deci ea crește cererea. Crește cererea agregată, dacă vrei, în termen keynesian. Cresc investițiile în economie, știi? Pasul 3 vin Hezlit și austriecii, să zicem, și care spun nu, avea dreptate simțul comun. Deci chestia asta e o prostie. Ce eroare face economistul keynesian? Exact. Era exact alea două de care vorbea Hezlit. Privește pe... Se uită la un singur grup, nu la toți. Ca așa el are dreptate. Dacă te uiți doar la avantajele sticlarului, da, ăla iese în... ca și la ăla de la pompe funebre. A prins bine că a fost o de asta o molimă și s-a murea pe capete, știi?
dacă te uiți la efectul asupra tuturor grupurilor, nu e mai rău, cum a zis Vali, și pentru Brutar și pentru Croitor. Deci mai rău și pentru ceilalți. Deci ăștia ar fi simțul comun, economistul keynesian și economistul austriac care îți spune nu e, n-are drept, intuiția de simț comun era corectă. Că e ceva rău. Dar îți explică și de ce. Și sunt două chestii. Una e că ăsta nu-ți crește cererea agregată, keynesianul, doar se o deturnează. La nu mai cumpără un costum, cumpără un geam. Și ți-o deturnează în cele mai dese cazuri la un cost. Adică, practic, contrafactual, ea nici măcar nu crește, scade. Mă gândesc că cheltuie aceiași bani, știi? Poți spune că, o, cheltuie aceeași, că nu crește. Cheltuie aceiași bani, dar având bunuri în plus, după aia pot apărea alte lucruri care se pun on top of that. Un fel de fenomen emergent. Să-ți explic. Dacă poți să-ți iei mașină, dacă poți să-ți iei mașină, urmează după aia să ai și cheltuieli cu benzina, să ai și cheltuieli cu revizia, să ai și cheltuieli cu nu știu. Nu poți să-ți iei mașină, nu o să ai nici chestia asta. Așa și ăsta. Dacă își lua costum, după aia poate să ducea la teatru, poate să ducea așa... Spirarea virtuoasă. Exact. Deci prima ar fi asta de cerere. Ce zice Hazlitt e, n-au dreptate keynesienii, uite că nu e carte introductivă sau nu e atât de introductivă, n-au dreptate pentru că nu-ți crește cererea, doar se deturnează, știi? Ăla nu mai ia... Nu-și mai ia costum, își repară geam. A doua chestie pe partea de ofertă e că e mai săracă acea comunitate, că nu mai are un costum în plus. Deci asta e diferența. În scenariul keynesian, în ăla, nu-și mai pe costum că nu mai are banii de pe geam, deci e mai sărac acea comunitate. Sau poate spus un pic altfel, care merge exact cu ce ai zis tu. Să zicem că Brutarul nu-și lua un costum, nu era o chestie lux, de lux, ci lua o mașinărie care folosea în brutărie. Da? Și făcea mai multă pâine, mai ieftină, mai ceva, beneficiau clienții. Nu, dar diferența e între bun de consum și bunuri de capital. Da. Ideea e că și când iei de alea de consum, tot crezi. Da. Uite, în urmă. În capitolul 7 o să ne laia cu mașinismul, o să ne lovim de asta, știi? Chiar dacă tu consumi, o chestie pe care o vezi la ziariștii de pe Economic România, păi stai puțin că ăla pleacă cu bani, știi? Și ideea că, sau și-a iacht, ideea că și dacă și-ar lua iacht, el tot creează locuri de muncă. Înțelegi? Chiar dacă doar consumă, nu investește în chestii, știi, face fabrici și nu știu ce, el tot... Ca să mai zic, avem și scenariul în care chiar în care nu face nimic, e avar și tot stimulează investițiile. Că scade rata dobânzii. Adică, până acum, de multe ori, noi am vorbit despre partea etică. De ce mi se pare corect? Pentru că așa e corect. Ca oamenii să-și păstreze banii și să hotărască ei ce să facă cu banii lor. Nu... cineva care inventează un bine comun și alege, uite, după diverse grupuri de interese. Când aici se și explică, poftim, tehnic, cum să o zicem, inginerește, mai inginerește, că nu e. Nu e precis, dar e precis după fapt. Dar nu poți să prezici, nu poți să prezici ce o să prefere oamenii. Asta încearcă economiștii diletanți să facă. Păi o să se întâmple cu tare. N-ai de unde să știi că o să se întâmple cu tare. Păi dacă nu o să se întâmple cu tare, o să băgăm noi niște reglementări. Și o să se cumpere oamenii mașini pe baterii. De exemplu. Na? Ceva la ordinea zilei. Păi da, dacă ai pus reglementări și impui oamenilor sau îi forțezi, îi îngrădești, îi păstorești, mai e economia. Aia e... Lumea zice că e economie... mai ușor de prezici, da, de prezis, da, că dacă îi interzici cozonacul, știu, o să mănânce doar pâine, știi sigur că va mânca pâine, deci am prezis corect configurația. Da, sau dacă interzici pâinea albă, de exemplu, poți să spui că o să mănânce pâine neagră. Ia. Că e mai sănătoasă. Oricum, ideea de bază, de ce se numește cartea asta, mi se pare, într-o lecție? Din cauza că are mai multe capitole. Dar ideea de bază, asta e pe care o tot repetăm, că dacă deturnezi capitalul în fel și chip, el nu o să facă ce e bine oamenilor din cauza că
oamenii ar fi făcut ce e bine pentru ei dacă erau lăsați să investească, să cheltuiască banii aia cum voiau ei. Nu asta ar fi ideea, singura lecție a cărții, să nu deturnați capitalul, lăsați banii la oameni și după aia o să vedem ce au ales ei. Asta mi se pare un pic interesant așa de menționat întreagăt, faptul că noi acum în această carte o să facem, nu o să facem un argument etic. Totul din punctul ăsta de vedere se va baza pe consecințe. Noi de obicei aici în podcast discutăm de un argument etic. Dar facem această schimbare puțin de măsură tocmai ca să încercăm să explicăm că argumentul etic în sine, dacă lași oamenii să facă ceea ce e drept să facă oamenii, care e bun și din punct de, care e bun din punct de vedere etic, nu e numai asta. Adică îți dă și rezultate mai bune pentru toată lumea. Ceea ce, na, de obicei se încearcă vânzarea argumentului invers, știi? Da, exact. Bă, asta pentru că e mai bine pentru toată lumea. Și noi spunem, nu, asta pentru că așa e corect și oricum o să fie mai bine pentru toată lumea. Da, adică ai putea să zici că etic e doar opinia noastră, nu că lucrurile astea etice sunt normative. Ai putea să zici, vai, dar de ce vreți voi să fie lăsați oamenii în pace? Nu, noi vrem să trăim toți în această comunitate sau în partea de stânga, o zică, în această societate. Și aici o să, prin genul ăsta de analiză, se vede, exact ce ai zis și tu, că se pot și observa consecințele. Deci nu mai sunt preferințe așa pe care le detaliem noi, facem filozofia etică. Nu cred că e importantă partea asta. Bine, noi o să mai spunem statul fură și nu știu din obișnuință, știi? Tot folosim chestia asta. Heslin nu prea, nu știu dacă folosește vreodată. Nu cred că zice. El discută neutru, știi? Uite, rezultă scad investițiile în privat. Discută neutru, dar îți spune, de exemplu, chestii pe care le spunem și noi, cum ar fi că statul nu are bani. Da. Statul nu are banii lui. Nu are bani, nu produce bani, nu face bani, nu. Nu are bani, da? O să fie important pentru alte capitole ce urmează, deci să vină. Îi ia, de unde are statul bani? Îi ia de la voi. Prin taxare, prin îndatorare, deci taxare mai târziu, sau prin inflație, creșterea masei monetare, deci furtul puterii de cumpărare, deci practic o taxare mai târziu. Hai să discutăm despre al treilea capitol, că lumea poate să-mi zice, bine, ok, hai, mi-a explicat cu fereastra, dar nu face nimeni, Windows. Da, exact, nu-și pune nimeni Windows, acum toată lumea are Apple sau Linux. Și atunci Hazlitt zice, ok, hai să discutăm capitolul 3, binefacerile distrugerii. Vorba aia sunt, este doiul la scară mare, da, e exact cum ai spus tu, dacă reușești să înțelegi de ce doiul e, de ce fereastra aia nu e bună atât pentru individ cât și pentru comunitate, ok, acum hai să mărim. Și nu care cumva să faceți ca cineva pe care îi cunosc eu, căreia când i-am arătat ideea cu cubul în cubul de gheață din pahar, că dacă se topește nu crește nivelul apei, pentru că na, așa e fizica, nu contează, vă imaginați, da? Nu contează forma de agregare. Și când i-am zis, același, cu cât crezi că va crește apa dacă se topește calota glaciară de la Polul Nord, care plutește. Adică e ca un cub într-un ocean, da? Ca un cub de gheață într-un ocean. Răspunsul a fost, păi, cu mult, nu știu cu cât. Ceva înfricoșător, basically. Da. Deci faptul că se schimbă mărimea nu schimbă cu nimic particularitățile fenomenului. Da, deci capitolul ăsta este despre război. Ideea e că după război o să ai o mare cerere de
case, mașini, toate lucrurile care s-au stricat în război. Și ca și în fereastră, ne grăbim și noi să participăm la reconstrucția Ucrainei. Sunt sigur că am auzit la un moment dat prin 2022, când a început războiul, oameni care ziceau, păi ce, exact, să nu pierdem ocazia, să participăm România, cumva, de parcă participând România, ne e nouă mai bine, la nivel personal, vreau să spun. Nu, nu o să ne fie nouă mai bine, o să fie niște afaceri în plus cu stat pentru aia care făceau afaceri în plus cu stat. Asfaltangii și tot restul, da? Și e valabil pentru ucraineni și politicienii ucraineni și ucraineanul simplu, știi? E valabil și pentru ei. Hai să zicem că ar fi un net, în sensul că primesc atât de mulți bani din afară. E rău, tot așa trebuie să te uiți efectele asupra tuturor grupurilor. Mă, de unde au venit banii? Păi de la români, de la nemți, de la americani. De ce cineva care a pierdut din chestia aia? De... Și ca să nu mai vorbim de faptul că sunt banii donați, aici vine iară pe partea noastră libertariană care ne preocupăm. Adică oamenii ăia vin din surse private? Nu, sunt obținuți de către state, care statele n-au bani, prin urmare, i-au furat de la cetățenii lor. Da, se aplică și aici cu... Că tot așa ar putea să vină Keynesianul. Uite că s-a terminat războiul, ia uite ce de muncă e, ce va fi stimulată cererea agregată. Și răspunsul lui Hazlitt e, păi, dacă nu era război, nu era bine dacă aveau și casele și cele alte lucruri care s-ar fi făcut cu banii în plus? Adică ar fi fost și costumul, ar fi fost și altceva. Da, uite, cum o zice Hazlitt, dacă creezi o nevoie, creezi o nevoie, nu înseamnă că ai creat cerere. Da, ideea e că, sau alteori el mai face distinția asta între dorință, e aceeași distinție, între dorință și cerere. Una e dorință, vreau să merg pe lună, asta e o dorință, alta e cerere. Cerere înseamnă că am și bani să merg, în mask sau sunt, îmi și permit chestia asta. Deci, și mă rog, aici argumentul era că tot așa doar îți deturnează cererea, deci ca să-ți repar casa... Bine, mai uite, de ce e Hazlitt subtil? El își pune și problema asta, a discutat argumentul ăsta cu... Păi da, dacă ei așa au fabricile, le-au înnoit, să zicem, sau mai aveau bunuri de-astea de capital și le-au înnoit. Uite, războiul, eu să zicem, aveam o betonieră atât de uzată, trebuia să o arunc, a picat o bombă pe aia. Bine că m-a scutit de un drum la fiare vechi sau... Ha? Hazlitt discută și argumentul ăsta. Cred că poziția lui e că empiric nu prea e așa. Hai să zicem că e un orochior în care, într-adevăr, o bombă spică pe o chestie care chiar vrei să o arunci, știi? Sau... Dar dacă ne uităm istoric, hai să luăm Ucraina, mergem în Ucraina. Deci ei chiar voiau să renunțe la fabrica aia? Nu le-a picat o bombă. Deci aia mai avea viață de... Le-a făcut un rău război, nu un bine. Ideea e că nu trebuie confundat iarăși o... cum să zic, o jumătate de adevăr cu adevărul în sine. Adică faptul că există un caz foarte particular în care o distrugere controlată, că trebuie să fie și aia controlată, nu trebuie să se extindă. Știi? Dacă pică bomba pe fabrica pe care tu vrei să o demolezi, e foarte bine, dar dacă în drumul ei către pământ mai rade și 7 cartiere din jur, atunci nu mai e așa de bine. Iarăși, prin agregat. Dar ce vreau să spun este că asta, că nu trebuie confundat faptul că dacă există un caz foarte restrâns în care s-ar aplica teoria asta, ea nu ține la generalizare. Da? Dacă cineva, dacă, ce vreau să spunem este că dacă cineva face argumentul că după război Germania s-a dezvoltat mai mult ca Franța pentru că, și asta spune și Hazlitt aici, pentru că ei au retehnologizat cu o tehnologie mai nouă, Germania fiind făcută praf și pulbere, redusă la atâta la nivel deasupra solului, din punct de vedere industrial, și Franța nu a fost așa, pentru că în Franța totuși o mare parte din ea nu a fost bombardată. Ok, și ar justifica asta, că ei s-au retehnologizat și au pornit mai tare și ok. Da, dar care au fost costurile? Adică tot capitalul distrus în Germania, plus că nemții în sine s-au retehnologizat pe banii americanilor.
planul Marshall, hello. Care ce înseamnă asta? Asta înseamnă niște cerere furată din Statele Unite și pusă, sau capacitate productivă, hai să zicem, că, sau nu știu ce zic, e cerere deturnată, da, e și cerere deturnată din Statele Unite, care a ajuns cumva hop-top peste ocean și vai ce bine merge. Auzi, la ce... Germania. Păi da, dar a ajuns aceeași cerere și în Franța? Păi nu, că acolo n-a ajuns. Păi comparăm mere cu pere sau nu? Cineva urcios ar putea să zică, păi americanii și-au făcut avantaje, le-au dat bani împrumut și au venit, au stimulat producția din America, au făcut camioane, tehnologie și au vândut-o în Germania, să zicem. Dar lasă că știm noi că și-au aranjat ei, n-au pierdut ei. Ideea e că dacă toate lucrurile astea ar fi... ar fi rămas în America, banii, capitalul ăla ar fi fost consumat acolo, ar fi făcut lucruri mai bune. Nu asta. Zici noi de trei ori. Au câștigat niște șmecheri, o elită, deci la toate chestiile astea de stat. Asta e reproșul lui Hazlitt. Uită-te la toate grupurile. Nu te uita la trei birocrați. Normal că ea vor câștiga întotdeauna. Deep state-ul, adică grupurile de businessmen de pe lângă mari birocrați, mari politicieni, da, ăștia ies în câștig, știi? Inclusiv prin planul Marshall, inclusiv că ești un economist acolo care faci, nu știu, regresii și nu știu ce, da, ești un beneficiar. Deci tu n-aveai jobul ăla dacă nu exista planul Marshall. Dar trebuie să te gândești și la, nu știu, americanul de rând pare nu avea preferința asta sau vrea să-și ajute el un prieten neamț, deci nu via statul american. Deci trebuie să te uiți, asta e, that's the point, lui Hazlitt. Trebuie să te uiți și la ea care pierd. Nu te uiți, te benoclezi la sala de sport, ce sala de sport frumoasă, ok, uite-te și la ea care au pierdut. Deci la suferința din spatele acelei sale de sport. Uite, dacă economia e știința despre acțiunile umane, unii ar putea să zică, mă, bine, ok, voi vorbiți de economie, da, înțelegem că economia trebuie să fie liberă, cât mai liberă, dar oamenii amărâți, vulnerabili, trebuie apărați prin niște reglementări. Extraordinar. Ideea ar fi că, dacă te uiți pe termen lung, s-ar putea punctual o persoană să câștige ceva, să câștige bani. Astăzi. Are contracte, are avantaje, nu contează. Mai e și tânăr. Aha. Și în baza reglementărilor care rămân, s-ar putea după aia mai târziu, pe termen lung, să piardă și să zică și să nu știe de ce pierde. Adică ideea principală aici este că aceleași forțe funcționează mereu. Adică și reglementările, și părțile etice, și părțile economice, și calculele financiare și matematice, toate se supun acelorași forțe. Dacă beneficiezi azi, fii deștept și uite-te și pe termen lung, dacă nu cumva pierzi pe altă parte, de-aia am zis de reglementări. Tu poate câștigi bani azi, dar poate pe reglementări mai încolo nu o să mai poți să câștigi bani sau o să trebuiască să fii supus unei clici. Tot nu vezi că altele, asta e ideea. Când tot ziceam eu, foloseam argumentul ăla cu cutia, știi, că uite, îți dă o cutie și apeși și se îndeplinezi dorința, dar moare cineva. Știi? Ok, tu îi lovești pe ea, dar gândește-te că și ea gândesc la fel ca tine. Știi? Te gândesc la o chestie prin care te vor lovi pe tine. Știi? Și ideea e, ești atât de șmecher încât și răspunsul cel mai întâlnit e că nu ești atât de șmecher. Atât de șmecher sunt trei oameni, știi? Câțiva birocrați, câteva grupuri de interese care sunt beneficiari neți. Marea majoritate a oamenilor nu, inclusiv aia care lucrau pe schelă, să zicem, muncitori. Hai să zicem că au prins un contract de 5 ani să facă nu știu ce fel de sport. Dar după aia se duc în privat, știi? Și statul îi fură jumătate din salariu. Dacă faci un calcul, vezi că ai ieșit pe pierdere, știi? Da, uite, sau economic vorbind, vai, niște categorii au fost scutite de niște taxe. Ce ar fi corect să se întâmple mai departe? Păi cine își propune o soluție optimă
între ghilimele optimă, quote unquote, da? Cine își propune o țintă, de exemplu, păi să aibă bugetul bani, o să zică să scoatem facilitățile. Noi, chiar și economic, o să zicem, nu, toată lumea trebuie să aibă aceleași facilități. Deci... E provocarea lui Rothbard. Da. Asta ține de polemica Rothbard, vezi, conservator, conservatorii care tot așa veneau chestia asta. Hai să terminăm cu prostiile astea, să venim cu o taxare unică. Și Rothbard zice, nu, lasă-l. Să fie unică zero. Lasă-le, nu, nu, zicea, lasă și alea care sunt facilitățile alea, știi. Păi uite, IT, știi, nu, lasă facilitatea, știi. Care e problema? Bine, și iau un point. Ei n-au bani. Deci e clar că asta e argumentația Ciolacu și... Dar vin cu chestia asta egalitaristă, de ce IT, știi, să profite, știi? Da, 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 da. Bine, asta să zicem că ar fi o cum să spun, o apologie socialistă a încercării de a scoate facilitățile de la unii. Dar eu aș spune altceva, dacă vin conservatorii să propună că să scoatem așa, eu aș spune, nu era treaba ta să-mi reduci cheltuielile? Parcă te preocupa deficitul bugetar. Ia, hai să vorbim de redus cheltuielile decât să bași taxe pentru unii și alții. Adică tu, ție, conservator vorbind, îți plăcea să discuți despre taxe și cheltuieli împreună. Da, văd că vii la mine să discutăm cu taxe. Ia, hai să vorbim despre ce cheltuieli vrei să scazi. Mai degrabă. Obținem tu ce cheltuieli putem să scădem și după aia poate discutăm și despre altceva. Ei, argumentul lor e și unul moral, dar e clar că... Și cu o cotă unică, tu oricum nu dai aceiași bani, știi, una mărăștean cu nu știu cine, oricum nu dai, doar procentul e același, știi, deci care e moralitatea? Doar că e procentul la același, știi, 16-18. Deci ce e? Nici asta cu moralitatea nu ține. Bine, nu se înțelege că noi vrem acum o taxare progresivă, nu, nici de cum, vrem o taxare unică, zero. Păi și cum s-ar mai face lucrurile? Păi oamenii își doresc lucrurile alea? Să-și... Nu le doresc, nu se face. Uite, zice, vorba, făcea valid ei distinția doresc, asta. Își doresc banii altora. Făcea valid distinția asta între discuția etică și discuția economică. E importantă și discuția asta economică. Uite, cum îl convinge Rothbard pe bloc să se mute la anarhocapitalism. Ăsta tot așa avea rezerve. Păi tribunale, păi nu știu ce. Și Rothbard îi zice, parcă eram eu, știi? Păi e ca la poștă, știi? Cam asta e ideea, adică dacă ai vizualizat argumentul, să zicem argumentul, nu știu, profitului și pierderii, fapt, competiția se produce servicii mai bune, da, să-ți faci mai bine niște preferințe. Deci te scapă de, păi stai, cine face drumurile, cine face podurile, cine, deci dacă ai vizualizat chestia, eu zic că ceea ce se întâmplă, deci reticența oamenilor e și pentru că nu vizualizează argumentul abstract. Pur și simplu am preluat. Noi de ce avem, nu știu, de ce la noi educația de stat și pufuleții sunt privați? Păi așa sunt toate țările de afară. Pufuleții sunt privați? Da, dacă era invers. Era și la noi invers. Deci, na, pe și care e argumentul tău, știi? Păi, ești o maimuță, știi, prei? Argumentul pe care l-am auzit recent, foarte recent și dureros adus este că ăsta este sistemul pe care l-am descoperit că merge. Păi și... E în economism diletant ăsta. Adică, ce am mai zis noi și cu alte ocazii? Păi, chiar merge? Dacă chiar merge, care merge? Păi merge cât se poate de bine. Și aici am mai zis în alte... Sigur nu se poate mai bine? Adică, ce nu, zicem nu, noi nu, e fii atent, că... El îți zice că nu merge. Ok, el hai să luăm că... știrile pe ultimele 3 luni. Azilele. Deci dacă iei toate astea, o să vezi că bunurile, serviciile de stat sunt alea problematice. Nu au fost pe măsline, nu au fost pe pufuleți, nu. Azile. Examenul de titularizare al profesorilor, da. Deci, situația la BAC. Deci toate sunt legate, firul roșu, așa cum ne învăța Rothbard. E foarte, foarte bună recomandarea lui. Care e firul roșu? Administrate de stat. Trebuie să înțelegi, domnule, de ce se întâmplă chestiile alea? Păi uite, argumentul profitului și pierderii, misesian, ăla neavând skin in the game, nu își dă interesul. Ca continuare la chestia asta, se minunau un gogoman pe Facebook cum că
domne, au făcut ăștia nu știu ce amestecuri cu locurile de parcare, s-au apucat, au refăcut locurile, le-au redesenat, le-au nu știu ce, și cumva dintre vecinii lui au rămas fără locuri de parcare. Și concluzia lui era că nu e de ajuns că le-am dat serverele, le-am digitalizat sistemul, le-am nu știu ce. Nu, domne, oamenii e problema. Oamenii e problema, înțelegi? Deci, ok, ai devenit o memă, n-am ce să spun mai mult de atâta. Nu, poate sistemul e problema și oricât încerci să îl îmbunătățești, nu poate mai mult, asta e limita lui. Digitalizarea nu schimbă natura umană, știi? Digitalizarea e o chestie de... ca un ciocan. Da, deci nu e... Ea nu modifică natura umană. E un instrument. Așa cum o știm. Și natura umană și digitalizarea. Deci nu o să vă surprindă, dar discuția în zilele astea în care sunt probleme cu azilele, soluția propusă prin mass media este că trebuie mai multe reglementări. A zis că o lipsă de reglementare a fost... digitalizarea și una. Digitalizarea azilelor. Îi vezi pe cameră, știi? Și îngrijitorii aia nesimțiți. Și nu numai, dar ea spune așa că trebuie introdus și un asistent AI pentru fiecare azil ca să rezolve problemele înainte să apară. Noi și avem, îl avem pe Ion. Deci trebuie doar Ion să fie deployat la nivelul de azil. În primul rând îi facem o clonă care să intre la Ministerul Azilelor, care o fie la acolo, nu știu, al familiei, că am înțeles că și-a dat demisia de acolo, dar poate că ăla o fi. Nu știu de ce. Adică, nu știu, mie mi se pare puțin contradictoriu să fie Ministerul Familiei ăla care se preocupă de azile, dar... Na. E ca o familie. Păi, că acolo ajungi când nu mai ai o familie. În sensul ăsta. E iarăși o chestie numită eufemistic, cel puțin. Dacă așa se poartă o familie, mai bine divorțezi. De azilele astea. Voiam să zic o chestie mai devreme, că zicea Costel ca adineauri că trebuie să înțelegi un lucru simplu. Să vizualizezi conceptul. Ideea ar fi că mi se pare că foarte mulți oameni trăiesc cu ideea că lucrurile sunt complicate. Îi doare capul, nu vor să-și bată capul cu lucrurile astea. Și ce am mai încercat să zicem și în cartea asta același lucru se zice, principiul de corectitudine, și intuitiv chiar, este simplu. Nu e ceva complicat. Nu e știința rachetelor. Dacă înțelegi principiul și îl și aplici, adică să... Ce vreau să zic? Aș vrea ca oamenii să nu se lase păcăliți de povești spuse de unii și de alții. De exemplu, sunt oameni interesați să-și facă politici. Tot felul de intelectuari de curte care găsesc argumentații. Și nu sunt argumente, că dacă le verifici, ele nu să susțin. Dar sunt argumentații. Mă rog, oamenii de multe ori se lasă păcăliți. Sunt probele astea empirice care îți justifică orice, știi. Domnule, de ce o duce bine Suedia? Păi are socialism, wrong system, o să-i răspuns. Da, dar vezi, e tot diletantism. De ce duce bine America? Păi n-ai avut două mandate lui Obama, știi? Deci tot timpul... Pe termen scurt. Deci statistica te... Da, e importantă și discuția asta de filozofia științei, adică atâta timp cât ei nu scapă de chestia asta, nu... Tot timpul îți va veni. Păi uite, cifrele țărilor de afară, astea sunt. Nu e bine Germania? Să încercăm să simplificăm lucrurile, așa cum a zis și Alex mai devreme, o să intrăm în capitolul 4 care spune că lucrările publice înseamnă taxare, da? Și să simplificăm lucrurile spunând iarăși, ăsta e momentul în care dacă vreți, aveți nevoie să dați unui prieten care nu înțelege cum stau lucrurile, puteți să o faceți, da? Primul lucru pe care l-am mai spus de 500.000 de ori până acum, statul nu are bani. Toți banii pe care îi cheltuie statul i-a furat de la tine și de la alții ca tine. Toți. Fără excepție. Toți. Asta ar fi unul. În al doilea lucru care se leagă oarecum de ce a spus Costel ceva mai devreme, domne, dacă un cal o trage cu un măgar, o să iasă catâr.
Da? Dacă un câine își trage cu un alt câine, o să iasă un câine. Da? Nu contează ce minuni ne apucăm să invocăm, ce cuvinte și elegii fantastice punem acolo, ce vrăji magnifice, din doi câini iese un câine. Socialismul produce sărăcie. Atât. Dacă cineva îți spune că din cauza socialismului, nu știu ce, o țară o duce mai bine per ansamblu, n-a înțeles. N-a înțeles. El îți spune că din doi câini a ieșit o balenă. Nu o pisică, o balenă. Deci doi câini și-au tras și a ieșit o balenă care zbura. Dădea din aripi, din aripile alea mici și zbura. Sunt argumentele astea empirice. Ai înțeles ce am să zic, care îți validează orice știi. Adică îți vin ăștia cu cifre. Uite, a crescut salariul minim și o să vezi că în 10 ani în România e mai bine decât... Păi nu înseamnă că salariul minim e... creșterea salariului minim e bună. Uite, s-a validat empiric. Răspunsul austriac sau răspunsul libertarian e nu că în ciuda creșterii salariului minim s-a întâmplat asta. America e tare în ciuda lui Obama. Germania e tare în ciuda politicilor socialiste. Da. Exact asta încercam să spun și eu legat de... legat de titlul capitolului următor, că lucrările publice înseamnă taxe. Mă plimbam prin Danemarca cu vreo... deja s-au făcut 8 ani de zile, știi, și mă uitam ce frumos e pe acolo, ce infrastructură, ce nu știu ce. Și mă gândeam așa cu tristețe, îți dai seama oamenii ăștia cât de bine ar fi putut să o ducă dacă nu erau taxați în felul ăsta. Danezii dintre europeni sunt printre țările cu cele mai mari taxe, impozit pe venit, de exemplu. E adevărat. Dintr-un alt punct de vedere, da, deci iau impozit pe venit foarte mare, în sensul de aproape 50% și TVA vreo 24%. Din alte puncte de vedere, însă astea sunt singurele taxe pe care le plătesc. Bine, și mai au taxe pe proprietate, dar și asta e semnificativă. Impozitul pe venit se aplică pe venitul global, taxele pe proprietate se aplică pe proprietăți globale, adică dacă ești țăran danez și deții un apartament în altă țară, ți-l evaluează fiscul și ți-l taxează la ratele de acolo, ceea ce e puțin absurd, dar nu plătești și taxe pe plătești și taxe de matriculare și taxe auto. Okay, dacă deci iau mașinile dublu scumpe, că poate nu vă trebuie mașini. Da, ia, deci puneți mâna pe bicicletele. Ei într-adevăr plătesc extraordinar de multe taxe și vine lumea și Numai la asta îmi stea gândul, zic, cât de bine ar duce oamenii ăștia fără taxe? Și mă mănâncă în fund să o spun. Zic, păi, cât de bine ar duce-o? Adică ar fi, Danemarca asta ar fi fantastică dacă nu mai i-ar fi lăsat puțin mai liberi. Liniște mormântală, lumea n-a înțeles. Uh-huh. N-a înțeles cum. Și de ce? Să intrăm în capitol. Ideea capitolului ar fi că statul o să producă lucruri greu de produs. Baraje, lucruri din astea mari. Da? Și care de obicei copleșesc pe oameni. Păi cum să mă ocup eu de o chestie atât de mare sau atât de complexă sau atât de... Nu se poate să ne ocupăm noi. Trebuie să se ocupe cineva. Dacă te uiți... Lucrări mari de infrastructură. Lucrări mari de infrastructură, să zicem, și nu numai. Dar oricum, lucrări mari. Coordonări la nivel mare, whatever. Te gândești, mă, ce se întâmplă acolo? Sunt niște oameni. Niște oameni care lucrează împreună. Nu e deloc evident că trebuie să facă cineva cu forța chestia asta. Să fie statul care obligă oamenii să plătească. Deci doar o problemă de coordonare. Să există firme mari care fac lucruri mari, coordonări la nivel foarte mare? Da, fac. E așa o mister al pieței? Nu e mister. Uite, și eu foloseam argumentul ăsta. Ia banii din... Dacă se pare
că investițiile din drumuri sunt sume imense. Ok, ia industria pantofilor, ia vezi ce sume sunt acolo. Ia blugi, ia mâncare. O să vezi că sunt niște sume, frate, cum poate exista industria asta, știi? Plus că dacă tu supralicitezi, dacă folosești sume prea mari, e posibil ca nici statele să nu aibă bani. Deci dacă tu folosești niște sume, na, nici America nu are, trebuie să fii și atent, știi? Adică argumentul tău trebuie, într-adevăr, suma trebuie să fie mare, dar nu atât de mare încât să-ți elimine și statul. Trebuie să fie suficient de mică încât prin coerciție să pot face diferența. Adică nu s-ar face podul ăla privat, dar s-ar face prin stat. Statul aplică niște coerciție și da, vin banii din taxe. Dar uite, mie mi se pare că el nu are încă... Poate în capitolul 6 începe. Creditul distorsionează, producția îți face analiză comparativă. Mi se pare că el tot ce vrea în capitolul ăsta de la început e doar să te facă să vezi partea nevăzută, știi, a lunii. Să vezi că, uite, cum e asta, suntem la A4, nu? Taxele. Lucrările publice. Lucrările publice înseamnă taxe. Asta vrea să te înveți. Când vezi o lucrare publică, trebuie să te gândești la taxe. Asta e diferența între socialist și liberal, clasic, libertarian. Și nu numai să înțelegi, când vezi acea lucrare, să înțelegi câte lucruri bune și dorite de alți oameni ca... dacă e să tragem înapoi la primul capitol, la al doilea capitol, câte costume, na, ar fi putut fi făcute acolo, sau dacă vrei așa, câtă educație ar fi putut fi livrată, realizată, transmisă pentru cei care vor așa ceva. Spitale. Nu, pot fi și săl de sport, dar ideea e că dacă tu o făceai privat sala de sport, deci știm că na, e mai ieftin, e mai bună, știi, ca la orice... Sălile, de exemplu, sălile de sport al lui Năstase stau goale în marea majoritate a timpului. Nu de alta, dar statul nu prea te lasă să le închiriezi. A fost o discuție, la un moment dat puteai să le închiriezi, după aia puteai să le închiriezi doar cu șpagă, după aia nu mai puteai să le închiriezi, după aia nu mai puteai să le închiriezi nici cu șpagă, de tot felul de discuții. Acum nici nu mai știu care e, nu mai îmi bat capul. Da? Pe când dacă cineva ar construi, într-adevăr, ar lua o bucată de teren și ar construi un teren de tenis, de exemplu, ca să nu, așa, bă, ce să vezi, îl mai și închiriază, da, poate și bani din el. Adică lumea ar vrea să participe în asemenea activități sportive, numai să aibă unde și ar vrea într-atât încât e dispus să se dea și bani pentru asta. Și asta în condițiile în care ți se fură jumate din bani în România. Ți se fură jumate din bani, încă mai sunt oameni dispuși să plătească în plus ca să se ducă să joace un tenis. Dar aminte, dacă ar fi avut toți banii aia în buzunar, câți ar fi? Adică argumentul cererii marginale. Oare crede că e de patronul? Ce? Crede că e de patronul? Omul simplu? Nu știu. E posibil să fie și asta iluzia asta fiscală, că e de ăla, știi? Dacă e așa, e foarte greșit, pentru că vorba aia încă de la una dintre măsurile cele mai de transparentizare ale economiei, mi se pare luat de guvernul Ponta, când a adunat absolut toate contribuțiile ca să înțeleagă foarte clar că tu, angajatul, le plătești. Uite, vezi ce înseamnă să gândești prost? Că ție angajatule ți se fură. Da? Ți se rețin. E corect ce zici tu, dar ideea era cine să duce să dea cu mâna în sensul ăla, vreau să zici că plătești. Bine, Rothbard are o analiză și mai dură, știi? Adică pe analiza lui și partea patronului, tot muncitorul plătește. Plătește taxa cel care vinde. E ca și la TVA. Deci cel care vinde plătește. E problema. Deci asta mi se părea mie, că el vrea să ne facă să vedem și ce nu se vede. E greu să le vezi chestiile alea care nu se văd, pentru că nu se văd. Cum să vezi un costum dacă el nu l-a făcut nimeni? Azi îl vedem și nu e. Ok, și pe lângă lucrările de infrastructură, tot în acest capitol se vorbește despre proiectele de reducere a șomajului, de ocupare a forței de muncă, proiectele guvernamentale de ocupare a forței de muncă,
care la noi în țară nu sunt încă atât de răspândite cum sunt în alte țări socialiste cu cum să spun, cu istorie, da, cu pedigree socialist, da, exact, în care e o adevărată mafie în jurul centrelor de recalificare și de cursuri și de chestii de genul ăsta. E, la noi în țară încă cursurile de recalificare făcute de ANOFM sunt o glumă privită de toată lumea ca o glumă proastă, pentru că cumva la un anumit nivel se înțelege că statul nu livrează calitate, că nu are cum să livreze calitate, dar asta nu îi împiedică pe foarte mulți să spună, domne, avem nevoie de un program de stimulare a... Introdu aici un sector din economie care are nevoie de stimulare. Sau artea aia super idiotă care s-a întâmplat recent cu, cum îi spune, programul de Startup Nation. Programul de startup-uri. Deci ce avem ca statistică la nivelul economiei de astea sănătoase este că 99 din 100 de startup-uri dau faliment în primul an de viață, ceva de genul ăsta, da? Așa că ce e mai normal decât să lansăm un program prin care să aruncăm bani, să stimulăm practic să stimulăm ce? 99% din asta pe din ce failures. Pe cifre americane sau de la noi? Worldwide, nu. Pe americane. Nu, americane, nu worldwide. La noi, nu cred că ai tu procentele astea. La noi nu cred că rezistă niciun startup. Acolo rezistă. Bă, mai cu, sunt, cu mai chat sunt, GPT, cu niște, nu știu, arată-mi și mie, că eu știu, nu știu niciunul, știi? Deci după ce s-au terminat bănișorii europeni, s-a închis tot, știi? Frizerie, orice s-a făcut. Pentru că aici era modelul țării ca afară. Cursurile de recalificare pe filiera asta vin. Da, dar sunt, de fapt, care e ideea care trebuie reținută aici, că, așa cum a spus Costel, ăștia sunt niște bani care sunt furați, da, și sunt, practic, deturnați în niște domenii fără să fie productivi, că unul dintre lucrurile pe care le spune Hazlitt aici e așa că două argumente pentru construirea unui asemenea pod. El e încă blocat la capitolul cu podul. Zice, primul argument este că o să aducă joburi. O să producă joburi, o să așa, și o să producă, să zicem, 500 de joburi pentru un an. Ok, implicația este că aceste joburi nu ar fi existat niciodată. Și știți ce? E posibil adevărat, da? E foarte probabil că ar fi adevărat, aceste joburi să nu fie existat niciodată, dar ce nu vezi sunt celelalte joburi care ar fi putut fi create, da? De făcători de costum, de exemplu, da? Dacă banii aia rămâneau netaxați, asta aici vorbeam. Și aici o deviere de cerere, e o redistribuție a locurilor de muncă. Și ăsta e momentul în care Hazlitt spune exact asta, că pentru fiecare dolar care este cheltuit pe un pod, este asta reprezintă cel puțin un dolar luat de taxpayers, de luat de luat din buzunarul taxpayers. Noi spunem plătitorilor de taxe, noi spunem nu, e mai mult. De ce? Pentru că trebuie să trăiască și aparatul parazitic birocratic din asta. Dar el spune nu, eu să zicem că e 1-1. Dacă podul costă 10 milioane, cetățenii pierd 10 milioane. Cred că și el zice că e mai mult, dar nu zice așa de... Zice, nu dezvoltă așa zice de muncă. Faptul că, zice de faptul că... Ceva pe termen, nu exprimă bine. Că guvernul nu creează cele mai sănătoase joburi, în sensul ăsta. Da, cam asta e ideea, distruge acumularea în privat și nu știu ce, dar nu exprimat așa bine. Zi. Voiam să zic că legat, ca să nu ne îndepărtăm foarte tare, ziceam mai devreme că poți să ai probleme, poți să ai provocări din astea de mărime și coordonare la nivel mare. În același timp, oamenii ar putea să zică, mă, pe mine nu mă deranjează că ia niște bani, pentru că au oameni pricepuți acolo pe ministere care văd de sus și știu bine unde să investească banii aia. Eu asta cu văd de sus e posibil. Da, să uită de sus. Da.
și ideea ar fi aceeași. Ce se întâmplă acolo? Sunt niște oameni care, să zicem că, să pricep. Pe de o parte, ai putea să ai pretenția de la un aparat din ăsta central să lase oamenii în pace și doar să dea niște sfaturi extraordinare, să nu mai pună salariu minim, de exemplu, să zică, măi, nu lăsați oamenii, nu lăsați patronii hapsâni să vă plătească prost, nesimțit, cereți chestii decente. Și doar să dea sfaturi. Sau să zică, aici s-ar potrivi foarte bine un pod, uitați cum ar crește economia și din est și din vest, ar fi extraordinar. Mai departe, putem să ne imaginăm dacă ăștia sunt ori incompetenți, ori ticăloși și nu fac ce se așteaptă. Ce ai face în privat? Putea să-ți angajezi niște oameni, o firmă, niște pricepuți, îi găsești, că asta ar fi mirarea. Cum statul găsește acești pricepuți și în privat nu s-ar găsi acești pricepuți? Și poți să găsești acești specialiști care să te sfătuiască. Consilieri, să zică, măi, orașul din est, știi ce-ți lipsește ție aici? Un pod. Păi cât ar costa? Păi ar costa vreo 10 milioane. Orașul din est, o să zică, ia stai că vorbesc eu cu orașul din vest și găsim, mai angajăm un specialist care să ne zică și alte soluții tehnice. În felul ăsta s-ar întâmpla să fie mai ieftin, s-ar întâmpla să fie mai trainic, că poate o să ceară niște garanții mai bune, pe când la stat, hai să mai îl reparăm la fiecare 2 ani, sau cade, să mai văzut și chestiile astea, că erau făcut din polistiren. Mă rog, ideea e că nu mai sunt... Și-o a reparat podul ăla peste Dunăre? Cred că da. Dar ăla care căzuse, adică. Sau, mă rog, poate mai fac un studiu de fezabilitate, lucruri din astea interesante pe care le face statul. Ideea aceea pe care voiam să o transmit, simplu ar fi spusă că toate lucrurile astea sunt servicii făcute de oameni. Nu e nicio magie, nu ce s-a mai spus. Toate firmele au expertiză, Mega Image are experți acolo. Exact. Ei nu fac chestiile alea Mega Image n-ai, fără experți. Da, nu, ei au experți. Ne-a zice că e interesant pentru... această, cum să spun, această premiză de cunoaștere. Nu cunoaștere, de eficiență, da, de cum să spun, de competență, pentru această premiză de competență pe care o acordăm acestor oameni că de la stat care se uită de sus și știu tot și își dau seama. Cumva, cu această premisă, nu înțeleg cum de statul e recunoscut pentru că angajează atât de mulți incompetenți. Adică nu știu cum au loc atât de mulți incompetenți angajați la stat atunci când știm că statul trebuie cel puțin să selecteze acești oameni hipercompetenți care știu să facă din pix ce piața nu e în stare. Bine, adevărul e că e foarte ușor să faci din pix ceea ce piața nu e în stare, pentru că piața nu e în stare să dea greș în atâta hal încât poate un birocrat din pix. Mai e și argumentul ăsta al riscului. Eu mai m-am lovit un comentator de-al nostru la discuția pe drumuri. Dom'le, că privatul nu și-asumă riscul. Era un film în comunism, Coplană și-asumă riscul. Păi de ce nu și-asumă riscul? Păi nu vede o oportunitate de afacere acolo. Tu faci un drum de miliarde într-un stat cu 3 oameni? Nu, îl faci spre New York, îl faci spre unde estimezi că o să iasă ceva, la fel cu un pod. Birocratul nici nu și-asumă riscul. Acțiunea lui e riscantă, pentru că e neprofitabilă, dar el nu și-asumă risc, pentru că nu-și pune banii lui la bătaie, știi, el nu pierde, i-a lăsat taică sau o moștenire și el pierde moștenirea aia dacă drumul ăla e ineficient. Nu! Deci ei nu-și asumă riscul. Privatul se abține de la această investiție tocmai pentru că suportă riscul. Dacă el a luat o decizie tembelă, știi, plătește din buzunarul lui, s-a ales praful. Ideea e... îți rejectează proiectele astea perdante, știi, neprofitabil. Stai să revin cu o chestie la războaie, că am uitat de ea și mă interesa vostru de vedere.
Deci un argument keynesian era că descoperim chestii în război. Uh-huh. A, da, se inventează buldozerul da, și da. Jeep-ul și... Da, e adevărat, dar cum să zic, e ok, contraargumentul simplu e etic. Da? Dacă trebuie să moară un om ca să descoperim mașina de spălat, poate ar fi bine să spălăm de mână în continuare. Nu, cred că poate fi și, și economic, că puteai descoperi chestii și fără zboare bombe. Hai să zicem că nu se poate altfel. Da, hai să zicem că nu se poate altfel. Și atunci zic așa, dacă nu se poate altfel, trebuie să moară un om ca să descoperi mașina de spălat, asta e, spălăm de mână. Da? Pentru că de obicei lumea spune, aici vine și spune nu că sacrificăm unul, dar uite-te câtă valoare, utilitarie. Utilitarie, da, da. Uite câtă valoare adăugată pentru toată lumea am făcut și așa. Da, dar același argument se poate face pentru mașina de spălat. Același argument se poate face pentru sticla de ketchup. Da? Înlocuirea ei cu aia de plastic care face așa și iese tot ketchup-ul și e mai ușor și e valoare adăugată pentru toată lumea și e timp pierdut care altfel n-ar mai fi pierdut. Dacă te-a pus să omori omul, omoară-l și pentru asta. Nu de alta, dar unul dintre argumente, iarăși tot așa vorbim cu un utilitarian, ziceam între un om și, deci omor un om ca să salvezi umanitatea și el zicea, da, sigur, nicio problemă. Da? Și zic, da, bun, atunci hai să începem să, câți oameni ești dispus să omori ca să salvezi umanitatea? Și la un moment dat zice, păi nu știu, că dacă sunt mai mulți trebuie să mă gândesc că e mai greu de calculat utilitatea și nu știu ce. Ok, da, de acord, dar ce nu iei tu în calcul este că oamenii ăia care trăiesc la infinit cu invenția produsă, da? Utilitatea care se acumulează oricum e infinită. Că așa se întâmplă, când ai infinit într-o parte, te duci spre infinit, utilitatea e infinită. Dacă ești consecvent, ar trebui să omori un om ca să... inventez mașina de spălat. Da, nu am de zis despre războiul care inventează lucruri, decât că printr-o economic vorbind, da? Prin niște mari distrugeri, deci cineva atunci hai să mai provocăm. Ce vrem? Vrem avans tehnologic? Hai să mai facem niște conflicte ca să mai apară niște... Să ved, apropo de economie, se justifică mari distrugeri de capital ca să inventezi câteva lucruri? Adică singurul argument pe care ai putea să-l aduci oarecum pozitiv ar fi că statul, uite, pentru că nici nu-i lasă pe alții, uneori vede, mă, aici e clar că urmează să ne trebuiască cu tare și zice, noi am hotărât să se facă acel lucru. Și lumea zice, wow, unul că se vede doar lucrul ăla pe care l-a făcut și nu se vede ce nu s-a făcut, și doi, dacă lăsai piața, poate făcea același lucru un an mai târziu, sau nici nu contează. Da? Poziția mea era acum mai devreme, că mergeam pe lună prin vreun mediu, știi? Asta da, dacă da, lăsai. Da, da. Deci exact. Dacă oamenii nu erau atât de varză. Bine, da, hai să... Dacă erau mai... Cine mai mult la valoarea libertății, erai tu. Hai să nu ne gândim la chestia asta. Asta e doar o analiză. Asta ar fi o analiză în care uitați situația asta și o analizezi în situații optime. Deci nu exact ce zici tu. Nu te uiți la câtă inerție ai avut de reglementări, limitări, piedici puse. Păi normal că nu s-au făcut înainte, nu s-au ajuns pe lună în evul mediu, din cauza că ai avut tot felul de frâne, furturi și... Așa cum avem? Ce? Noi avem voie să mergem pe lună dacă vrem? Nu cred că avem. Cere o aprobare, dar noi, nu o să faci, uite, hai să zicem că avem. Noi n-avem voie să ne ridicăm de la sol fără aprobare. Noi n-avem voie să ridicăm o dronă de la sol fără aprobare, dar aminte un vehicul care să ne conține și pe noi. Până la lună e o distanță și mai mare. Aveți, ce aveți la, ce rachetă e asta? Are ITP? E matriculată?
aveți RCA la racheta asta dacă loviți pe cineva aplicat, în cosmos. Nu mai ați aplicat pentru fișe de plan de zbor? Dar chiar, de ce UE nu s-a băgat mai mult pe asta? Pe nici asta. Chiar asta unde e evoluția în spațiu? Un nave spațial, da. Pentru că... să se facă. Cum să spun, uzinele, marele proiect al UE a fost să construiască Airbus-ul. Nu, atâta Airbus-ul și Eurofighter-ul n-au mai avut timp și de nave, și de nave spațiale. Dar ca să răspund, să dau un răspuns dur la aia, la întrebarea ta cu războiul și cu meritele avansului tehnologic obținut în vremuri de restriște, eu aș zice așa, dar e un răspuns foarte dur, care e de fapt o întrebare depus oricărui kensian. A meritat Holocaustul avansurile făcute de medicină? Dacă doar măsori, utilități. Păi și aici apare eroarea geamului spart, știi, că te uiți doar la, nu te uiți la victime, știi, exact. Te uiți doar la aolo, stai puțin că a venit Von Braun, a venit nu știu cine. Nu vezi ce s-a întâmplat și cu celelalte grupuri. Păi la, nu știu, la lucrări publice. Pe această notă optimistă să ne întoarcem la lucrările publice. Nu știu, da. Dacă mai e ceva, dacă mai era vreo observație la... Nu, era asta de care am vorbit, că era, mai zicea, sunt și zice. Mă rog, și mai zicea că odată ce a fost construit, ăștia care se apucă să apere proiectele publice, zic, păi da, uitați-vă la, dar deja am mai spus, uitați-vă la acest pod, da, dar știi ce, nu vezi toate joburile care s-ar fi putut, care ar fi bine, putut și uite, făcute, știi? Din nou. Ai mai mulți muncitori în construcții și ai mai puțini, nu știu, șoferi, bucătari, alte chestii care s-ar fi putut face cu banii ăia dacă erau lăsați la populație. Da, exact. Deci, ca să nu mai pară așa, să mai demistificăm, e foarte simplu pentru oricine să se gândească cât are salariul brut, să gândească el, pentru preferințele lui. Ce ar face el cu banii care astăzi sunt torcați de către stat? Să gândească ce? Nu ca să-și imagineze lucrurile care nu s-au făcut. Asta da, ai zis. Exact. Nu, deci nu trebuie să ne imaginăm noi la nivel macro, vai, nu s-a, s-a făcut podul, dar nu s-a făcut nu știu ce spital. Nu, să-și imagineze el ce ar fi făcut el cu banii lui. Treaba lui ce făcea. Adică tu dacă peste noapte ai fi avut o mărire de salariu de 40%, așa aproximativ, ea e puțin mai mare, dar aproximativ, mărire de salariu de 40% și toate prețurile ar fi fost, toate prețurile ar fi fost la reducere cu 20%. Ali, fii atent, dacă statul ți ia 50%, în banii ăștia tu ai mărire 100%. Right? Right. Deci tu ai niște bani în buzunar. Corect. Imaginează-ți creștere 100% deci a salariului. De fapt 80%. Ok, 80%. Da. Mă rog, asta. Da, ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate. Deci mărire, deci reluăm numerele, da? Îți crește salariul cu 80% și totul e cu 20% mai ieftin decât iazi. De fapt e mai mult. Că eu n-am calculat decât TVA-ul. Da. De fapt e mai mult, că dacă nu se mai iau taxe, nu se mai reflectă în prețurile bunurilor și serviciilor, nici taxele pe care le plătesc. Dacă nu se mai iau accize, nu se mai reflectă în prețurile bunurilor și serviciilor, nici accizele pe care le plătesc transportatorii, deci costul ridicat la benzină și așa mai departe. A, deci ai accize la vicii, ai multe sute la sută. Deci prețul e de 3 ori sau de 5 ori mai mare, când la benzină e de 2 ori mai mare. Din banii pe care tu îi produci în timpul vieții, cam 20% a pus cheltuiești pentru tine, iar restul se întorc la stat într-un fel sau altul. Mă rog, unii poate să nu ne creadă, dar ai double checked. Mă gândeam dacă nu cumva îi poți răspunde lui Hezli, ci că văd la alții chestiile nevăzute. Ah, da, da. Deci știu că românii au taxe, sunt cocoșați cu taxe, la bulgari nu e așa.
Și văd că iau tot felul de chestii pe care noi, hai să zicem că am probleme de imaginație, știi? Nu, sunt un pictor, nu știu ce ești. Dar văd chestii care nu sunt la noi, văd ștranduri, văd nu știu ce. Și te poate ajuta, știi, sprijină vederea, știi, când vezi că iau tot felul de chestii, tu n-ai decât... Ai niște sedii, ai niște... Da, uite, o chestie este exact care era adineauri invitația. Că dacă te-ți imaginezi tu, nu durează mult. Poți să-ți imaginezi înainte de culcare. Whatever. Nu e un efort grav. Cred că ți-ai cam și imaginat. Deja mulți au și imaginat. Nu, dar ideea e să nu te uiți, pentru că așa, păi exact pe ce ai zis tu, ai putea să zici, păi uite, alte țări ce au făcut cu taxele, ia uite ce lucruri frumoase are țara cu tare. Și din nou, oamenii de multe ori se gândesc la ei, cum să descurce, cum să o ducă mai bine. Pe de altă parte, asta e ambivalența asta românească, pe de altă parte zic, România a făcut cu tare. Cine e România asta care a făcut ceva? Sau România a luat nu știu ce loc la Olimpiada de... Unde a luat România? Nu, e niște copii deștepți, bravo lor. Pe de o parte să mândresc așa cu România, a luat medalii. Pe de altă parte zic, Doamne, ca la noi la nimeni. Păi hotărăște-te, uite, e bine sau e de rău? Îți spune că și asumția asta colectivistă, știi, ia, te împiedică să vezi. Tu te gândești că România crea 20.000 de locuri de muncă, nu vezi segmentat pe indivizi. Mm-hmm. Așa e mai ușor de văzut. Dacă ești individualist, uiți doar la indivizi, nu la națiuni și la alte popor sau nu știu ce, alte entități de-astea poliste, colectiviste, vezi mai bine, știi? Au făcut sala de sport cu banii ăla. Acei indivizi cu banii acelor indivizi, știi? Adică vezi mult mai... Așa zici că, salele de sport ale lui Avram Iancu și a terminat discuția. Dar ale noastre, știi? Am mai avea un lucru care aici zice, deci cumva încă este la capitolul ăla în care cheltuielile publice creează bunăstare, relansează economia, fac tot felul de magii din astea. Și capitolul 5 din Hazlitt spune un lucru foarte simplu, foarte de bun simț, care ar trebui să fie ușor de înțeles și câteodată îl înțeleg unii, și anume, taxele descurajează producția. Taxele descurajează orice activitate productivă. Cum se întâmplă chestia asta? Păi dacă eu văd că muncesc de 100 de unități monetare și rămân cu 50, poate nu o să mai muncesc de 100 de unități monetare. Asta ar fi toată ideea. Și nu numai, și asta este pentru că el spune, tu privești, prag, nu mai muncești de la paragraf. Tu privești activitatea productivă aici ca un subset, dar taxele au același efect asupra a orice este aplicat. Dacă vrei să ai mai mult din ceva, dă-ți subvenții. Dacă vrei să ai mai puțin din ceva, taxează-l. Lumea înțelege chestia asta, da? Oricine ai fi, ai înțeles chestia asta, da? Nu de alta, dar umblă niște cu preocupați de sănătatea publică care se apucă și vor să bage taxe. Vor să bage taxe pe țigări, vor să bage taxe pe alcool, vor să bage taxe pe consumul de băuturi cu zahăr, nu? Unii au coana UE care vrea să bage taxe pe consumul băuturi cu zahăr, că de avem să nu cumva să ajungem ca americanii. De parcă americanii au ajuns așa pentru că băuturi cu zahăr. Nu, au ajuns așa din alte motive. În mare parte din cauza faptului că există ceva care se numește Food and Drug Administration. Așa. Vrei să ai mai puține, vin conservatorii acum, vrei să ai mai puține jocuri de noroc? Și asta taxează mai mult jocurile de noroc. Taxează-i la tranzacție. În loc să-i taxezi la profit, taxează-i la tranzacție. Taxează reclamele. Vrei să ai mai puține reclame? Păi pune taxe mai mari la... Deci lumea înțelege chestia asta cu taxarea, da? Perfect. Taxezi, ai mai puțin de ceva. Acum să îl channeluim pe prietenul emisiunii noastre, Octavian Bădescu, care întreabă mereu, de ce avem, băi, taxe pe muncă?
Pentru că e cam bancul ăla cu de ce spărgeai bănci? Pentru că acolo sunt banii. Argumentul lor e că ești câștigat pe ansamblu, știi? Cum? Deci din banii care ți furați, primești chestii gratuite, sănătate gratuită, educație gratuită. Nu este argumentul? Poate da, e funny. De bine să nu mai spunem. Deci dacă plătești... deci eu cred că am auzit un politician zicând punctual ceva de genul ăsta. Odată ce ai plătit, lucrurile sunt gratis. Deci, what? Dă-i seama când e... Deci, palme de alea cu plici așa. Bun, și gratuit, dar lucrurile gratis sunt de calitate? Că nu le mai controlezi tu prin preț. Adică ăsta e răspunsul de ce lucrurile făcute de stat gratis nu sunt de calitate. Pentru că s-a dus controlul direct pe care tu îl ai asupra prețului, asupra tranzacției, da? De fapt, tu nu ai un control asupra prețului, ci ai un control asupra dacă efectuezi sau nu tranzacția. Da? Asta influențează, între altele, calitatea și prețul. Ai și asupra prețului, dar nu unilateral, știi? Bine, și bineînțeles că și în privința asta rămâne observația că impozitele descurajează producția din cauză că deturnează capital. Mă rog, asta am zis-o de Nisa Acrit. Bine, răspunsul lor e că îți descurajează producția din privat, altfel în bunuri publice. Da, uite, a zis-o Hezli la un drumuri, moment dat. Ai dar ce n-ai. A zis Hezli la un moment dat că toate lucrurile sunt făcute de privați, de fapt. Dacă te uiți de unde sunt banii luați. Chit că îi fură statul și face ceva, toată bunăstarea aia din care s-au produs niște lucruri au fost făcute de privați. Pentru că nu poate să apară bunăstare fără schimburi, de fapt. Poate să apară prin sclavie, mă rog. Și uite, da, e cam greu de imaginat. Asta e greu de imaginat până și pentru mine. Păi nu e greu de imaginat, că te uiți în jur și asta se întâmplă. Oamenii visează că avem bunăstare prin sclavie jumătate 50%. Visează, dar visează. Comparativ vorbind, nu avem bunăstare. Comparativ vorbind, suntem mult mai săraci. Da. Una dintre lucrurile pe care le spune Hazlitt aici este la taxele pe muncă. Da? De exemplu, gândește că ce se întâmplă cu taxele pe muncă creează șomaj, între altele, da? Nu vorbim acum și de scăderea de productivitate și nu știu, creează șomaj. De ce? Să presupunem că un patron, da, trebuie să angajeze pe cineva, da, și îi dă aceste persoane un salariu brut de 10.000 de lei. Asta înseamnă că persoana respectivă primește un salariu net de 5.000 de lei. Aproximativ. 5.000 de lei să duc la stat, 5.000 de lei să duc la, la omul ăla, da? Egalitate de șanse. Însă, dacă nu s-ar duce 5.000 de lei la stat, da? Cu aceia 10.000 de lei ai patronului respectiv ar putea să angajeze 2 oameni în loc de 1. Un întreg job este anulat prin taxele care se aplică pe munca angajatului care este angajat. Da, dar statul îți creează, ăsta e argumentul cheltuielilor publice, îți creează jobul la stat, deci funcționarii mei doar nu trăi cu aer. Și aici vine iar răspunsul lui Hazlitt, că doar îți distorsionează investiția, știi? Asta era și critica generală a lui Mises la Keynes. Ce zicea Keynes? Dom'le, ca să ieși din criză trebuie să stimulezi cererea agregată prin cheltuieli publice, prin... Da, cheltuieli publice. Putea fi și reducerea taxelor, dar asta nu se întâmplă niciodată. Ok, și Keynes zice că tu doar redistribui cererea, doar redistribui investițiile. Deci nu crește în agregat. Și asta e și argumentul lui Hazlitt în capitolașele astea. Deci doar redistribui locurile de muncă. Faci 10.000 de locuri de muncă la stat, ai tăiat 10.000 din privat. Tu n-ai crescut cererea agregată, ci doar redistribui niște locuri de muncă. N-ai dacă crescut. Ai zis-o tu, Vali, mai devreme. Dacă ar fi doar atât... Deci ai putea să ai oameni 10.000 care ar lucra în economia
reală, liberă, ar produce valoare. Gândește că ia 10.000 de la angajați de stat, trebuie să tragă banii de la ceilalți rămași. Deci e a double whammy. Da? Te și înjură după ce te-a lovit. Nu poți aduce și argumentul că sau le zis de dar știu că îți consumă bani mai mulți. Statul da, fiind mai ineficient, da, o să fie... Și nu numai, dar nu sunt productive. Adică, ok, joburile de la stat sunt mare parte make-work jobs. Chestii care există că avem, pentru că avem stat, nu că există pentru că există o cerere. Adică, hai să o luăm așa, departamentul de autorizații în... departament de autorizații în comerț, da? În afară de, să zicem, marile corporații care ar putea într-adevăr să aibă ceva productiv la existența unui departament de autorizații în comerț care să reglementeze cine și ce ar avea dreptul să vândă. Apropo, nu o să uit niciodată cretinii de politicieni care susțineau în inventarea unui institut de acreditare al antreprenorilor. Asta n-am auzit când era. Pe vremea lui Joana. Nu, pe vremea guvernului USR. E adevărat că inițiativa venea din partea PNL-ului, dar bine, vezi, oricum. Și un copil e o întreprindere într-un fel și atunci ai putea să acreditezi și părinții. Nu, ei sunt fiind partide de dreapta, bine, ce face și noi ceva de dreapta, știi? Păi nu știu, hai să... Îmbunătățirea colectării, am făcut-o. Acreditarea antreprenorilor, gata, aia e. Ceva cu antreprenorii, să fie, dar să vină la noi. Bun, și hai să discutăm și ultimul capitol pe care ne-am propus să-l atingem astăzi, despre pe care l-am mai atins, creditul... Adineauri cu startup. Creditul distruge, mă rog, distruge, deturnează producția. Da, creditele guvernamentale distorsionează producția. De ce distorsionează producția? Păi pentru că, am mai zis și mai devreme, aleg arbitrar niște primitori care în piață poate nu i-ar fi primit. Poate să îi primesc. Argumentul care este? Sunt oameni amărâți care, cărora le trebuie niște ajutor, nu cum se zice, aleg up, le trebuie niște ajutor ca să pornească o chestie, să pornească o fermă. Trebuie să-și cumpere pământul, un tractor, figuri. Și îi introducem pe oamenii ăștia în circuitul economic, financiar, facem oameni din ei. După aia, argumentul de stat ar fi că prin taxe, după aia, ei de mai multe ori bani înapoi. Deci, de fapt, tu îi dai X bani, și tu iei de mai multe ori X în timp în taxe pentru că ăla produce ceva. Și ce se întâmplă? Banii ăștia trebuie luați de la niște oameni care în loc să-și ia un alt fermier cu un tractor, e taxat și statul îi dă lui Cutărescu să-și ia tractor. Care ăla poate nici nu voia să-și ia un tractor, dar dacă sunt bani de luat, zice da, sigur, mă fac și eu fermier. Proiecte europene. Da. Ia banii. Și după aia ce se întâmplă? 99% dau faliment. Două lucruri de spus aici. Primul este că acest capitol este de fapt corolarul unui lucru pe care îl mai spunem noi câteodată și anume, dacă vrei ca un lucru să fie făcut, fie executat, înseamnă că cineva trebuie să facă bani din asta. Da? Dacă vrei să fie pe gratis, ok, atunci trebuie să-l faci tu. Dar ideea e că dacă avem o activitate productivă, atunci acea persoană se așteaptă să facă bani de pe urma activității respective, da? Și felul în care aplicăm chestia asta la capitolul în cauză, spune și Hazlitt, este ok. Hai să ne gândim la opțiunile pe care le are sărăntocul ăla pe piață, da? El, dacă statul nu ar exista și el ar avea în continuare nevoie de bani, păi s-ar duce la o agenție de credit, la o bancă, la ceva de genul ăsta, da? Bun. Care este scopul acestei agenții?
Înainte de reglementarea băncilor, dar nu discutăm nici despre asta încă, aceste agenții aveau un scop, să facă profit. Facă profit cum? Dând banii altora pe credit, cerând o dobândă și punând la adăpost ce primesc înapoi, da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei cu banii lor se gândeau, analizau foarte bine ce riscuri să își asume, pentru că un număr prea mare de credite acordate greșit unor oameni care nu poate să le plătească înapoi, îi duceau în faliment. I-ar fi dus în faliment. Bun. Exact. Vine guvernul și spune nu. Noi vom da credite cu banii furați de la alții oamenilor care nu sunt în stare să le plătească înapoi. Oamenilor care n-ar fi selectați de acele agenții care vor să-și primească banii înapoi și nu sunt selectați. De ce? Pentru că e clar, sunt un risc prea mare. Deci noi vom da banii altora, ălora care știm că o să-i facă praf. Asta este planul statului de a produce prosperitate în economie. Asta e planul. Uite, poți să mai ai un argument? O să zici, păi stai puțin, ai o grămadă de privați, angel investors, venture capitalists, care bagă bani într-o grămadă de startup-uri și 99 tot dau faliment. Da, extraordinar. Dar banii aia nu au fost furați de la cineva. Ia-ți banii lui câștigați deja corect. Deci aia nu e o deturnare de capital, economic vorbind. Nu, e riscul lui. E riscul lui. E o chestie riscantă și dacă reușește prostie aia. Și deci miliardar. Și nu contează. Ideea e că atâta vreme cât sunt banii lui, ar putea să-i dea la fel de bine pe femei băutură și droguri. Pentru că poate pentru el să-i dea la startup-uri are același efect. Dacă vreunul dintre startup-uri se însămânțează și prinde rod, asta e doar un beneficiu extern. Dar poate pentru el e o plăcere să-i cheltuie, nu să ia hai, neapărat. Hai să facem cu ceteris pari pus în sensul, hai să zicem el chiar nu vrea să arunce banii, știi? Chiar vrea să-i scaneze cât se poate de mic. Zice că și așa statul ar fi mai... Adică ea, finanțatoria de startup-uri, ar da la 100, statul ar da la 1000. Tot ar fi diferență. Nu, eu aș zice că finanțatoria de startup-uri ar da la 10 și statul ar da la 10.000. Cam asta ar fi diferența. Adică dacă chiar vrei să faci bani din asta, nu-ți asumi riscuri de genul ăsta la infinit. Plus că ați zis voi deja chestia asta. Peter Thiel, de exemplu, nu-și asumă așa de riscuri. Da, deci un privat o să se uite, mă, ce bag eu banii aici? Eu cred că s-ar putea să aibă succes sau nu. Nu foarte mare. Șansele sunt mici, totuși eu hotărăsc să bag banii. Pe când statul nu bagă banii lui și nu și face câte o reglementare din aia, câte un program de nu știu ce, deci nu analizează punctual nu, ca un nu investitor. Are și alte obiective pentru el, de exemplu, obiectivul prioritar poate să nu fie maximizarea profitului. A creat obiectivul, crearea de joburi, știi? Dacă l-ați creat joburi chiar dacă s-a dus în cap, a creat joburi, 5 ani. Ți-am livrat. Da, dar ceea ce nu-ți livrea și aici vine al doilea argument pe care vreau să-l fac, pe care vreau să-l prezint că îl face și Hazlitt aici, este faptul că dacă statul ține în viață oamenii ăștia care... Atenție, ce înseamnă faptul că ei reprezintă un risc? Înseamnă că au o afacere mai puțin productivă. Dacă vrem să privim lucrurile... așa mai în alb și negru, înseamnă că ei sunt corespondentul economiștilor proști de dinainte. Înseamnă că sunt fermierii proști sau cizmarii proști sau cu ce altceva se ocupă ei, taximetriștii proști, da? Ok, ce face guvernul atunci când dă aceste împrumuturi acestor persoane care nu sunt la fel de capabile? Îi ține artificial în piață și îi pune să se lupte cu ăia care sunt capabili, îi pune să se lupte pe aceleași produse. Da? Nu se produc dintr-o dată mai multe tractoare, pentru că anul ăsta guvernul a început un program de aruncat cu bani în fermieri.
Da? Asta ce înseamnă? Înseamnă că anul ăsta o să fie mai mulți fermieri pe piață decât ar fi putut, cu mai mult capital, prin urmare mai mulți bani o să se ducă în direcția achiziționării de tractoare, prin urmare cererea de tractoare o să crească, prin urmare prețul tractorului o să crească, că așa ne-a învățat legea cererii și oferta, crește cererea, oferta rămâne la fel, crește prețul, da? Iar fermierii care erau fermierii buni, care erau capabili să-și ia bani, să-și ia, să zicem, un 30.000 de euro. Nici nu știu dacă atât ai un tractor, am scos-o din burtă, da? Să-și ia pe banii lor un 30.000 de euro de la o bancă ca să-și ia o utilitate, o unealtă, da? Dintr-o dată nu o să-și permită să-și ia acea unealtă când costă 40.000 de euro. Da, dacă ăia de la stat dau 30.000 de euro gratis unui fermier prost care ar putea să mai strângă încă 10.000 de euro din alte direcții, dintr-o dată ăsta își ia și tractorul. Da? Dar el tot fermierul prost rămâne. Și șansele sunt ca peste 5 ani amândoi să dea faliment. Cel bun, pentru că a rămas fără tractor la momentul potrivit, și ăla prost, pentru că oricum era fermier prost și nu stătea într-un tractor. Chestia asta merge și la redistribuția către bogați prin diversele programe Rabla. Tu dacă ai o rablă, tu nu o să ai bani să-ți iei o mașină nouă, că de-aia ai o rablă. Cine poate să-și ia mașini noi? Cineva care are bani să-și ia o mașină nouă, mai primește și ajutor de la stat. Ține și prețul sus. De acolo mi-a venit ideea. Bine, sau programul dement cu mașinile verzi acum, da? Bonurile de mașini verzi. Lasă programul Rabla. Ăla era pe vremea noastră. Păi nu, că e programul Rabla și e dublat de... Să mai dau mai mulți bani dacă ți iei hibrid sau electric. Mhm. Adică funcționează mecanismul ăla descris de Vali, nu? Îți crește prețul și... tot aia bogați. Bogații devin tot mai bogați. Săraci tot mai săraci. Uite, n-am pomenit... Dacă nu poți să-i scoți, îi reglementezi. Nu mai e euro, la revedere. N-am pomenit asta lui Heslit. Heslit zice că banca îți dă ceva ceea ce tu ai deja. Wow, da. E foarte, creditul. Da, foarte interesantă foarte formularea, știi? Tu ai credit. Îi dă ceva ce ai, știi? Doar monetizezi încrederea pe care o au alții. Da, tare. Da, aici... Cum era chestia la mișto despre bănci? Parcă era în Camil Petrescu, Mitică Popescu, banca îți dă... Cum era umbrela? Ți-o dă când e soare și să o ia când plouă sau ceva de genul ăsta. Nu știu, cred că e mai circulată decât... Nu știu dacă e... Nu? E... nu, aici banca chiar scana la modul serios. Vedea că tu ai niște asset-uri, deci poți să dai bani înapoi. Fermierul ăla prost, să zicem, nu avea aceste asset-uri. Aveai un istoric, aveai nu știu ce, avea un plan de afaceri. Mă rog, criterii de care se leagă ăștia când dau credite. Adică ei îți dădeau ceva ce aveai deja. Nu ai credit. Bun, și aici face un pic de Hazlitt caz, dacă mi se pare că e puțin profetic. Ziceam că ediția a treia a fost scrisă pe la 1978 și spune exact asta, că guvernul, dacă se apucă să plătească credite ipotecare... Prima casă. Încurajează oamenii să cumpere case pe care nu și le permit, în mod temporar stimulează industria de construcții, crescând prețurile pentru toată lumea, creând o bulă imobiliară, el scria chestia asta în 78, da? Creând o bulă imobiliară care va duce ca industria de construcții să se extindă foarte mare și nu într-un final să facă poc. Nu e profetic, pentru că în 29 tot asta a fost. Deci dacă aveai doar în 2008, ziceai... Păi știi cum e, dacă cunoști istoria, poți fi un profet foarte bun. Nu, dar puteai avea discuții, nici el nu intră în crize, nici nu mai ții minte. Dacă... E posibil să intre spre sfârșitul cărții, că e o discuție mai complicată.
Dar și dacă dai prima casă, dacă dai doar credite, tot e, funcționează mecanismele alea, știi? Că iei bani de la alții, că uite-te la toate grupurile, că vezi pe termen lung. Da. Uite, o chestie un pic pe lângă pe care vreau eu să zic e că se confundă de multe ori ideea de economie care în relațiile, acțiunile interumane, cu ideea de finanțe. Oamenii când aud economie se gândesc la bani, de obicei. Dar noi am vorbit astăzi două ore despre interacțiuni, consecințe, relații, schimburi. Partea financiară este doar după aia. Se întâmplă în urma alegerilor făcute. Ideea ar fi că oamenii zic, nu vreau să-mi bat capul, eu vreau să am destui bani. Da, dacă să ai destui bani, trebuie să fie produși într-o economie liberă. Trebuie să urli din gură de șarpe atunci când statul ți fură, prin taxare și prin, inflație. Mai ales, inflație. Da. Da, poți fi unde s-a conectat, știi? Poate să-ți meargă bine, știi? Să nu mai vorbim că mai spune Hazlitt o chestie aici, că orice ban, că multă lume zice, păi da, nu, una dintre, cum să spun, zicalele care sunt folosite pe post de răspuns, sofismele care sunt folosite pe post de răspuns, spun așa, că nu e o problemă în datoria națională, nu e o problemă pentru americani, pentru noi e o problemă, noi ne împrumutăm de la UE. Pentru ei nu e o problemă că se împrumută de la ei înșiși. We're going to owe it to ourselves. Da, asta e ideea. Nu, și așa că nu trebuie să ne facem griji. Nu. E orice dolar generat, împrumutat, va trebui produs într-un final prin taxe. Și unul dintre lucrurile pe care le spune el aici la un moment dat, nu mai țin minte în care capitol, spune că e foarte, și mi s-a părut interesant că îl menționează, zice că cea mai productivă industrie de pe lumea asta este industria monetară. De ce? Costuri zero, producție de bani. Da? Face bani din nimic. Da? Tipărirea de bani este cea mai productivă activitate, să spunem. Da? Pentru că ce face? Îți fură, prin diluarea puterii de cumpărare, îți fură din toată lumea. Practic reușește să aplice o taxă, orice leu printat, orice euro printat, orice dolar printat, reușește să aplice o taxă cu rată unică descrescătoare, că puterea de cumpărare, adică e oricum ea e regresivă în timp, pentru că puterea de cumpărare scade, dar cu rată unică asupra tuturor oamenilor. Tuturor banilor salvați, tu economisești niște bani. Nu numai banilor economisiți, acolo se simte cel mai tare, da, pentru și că... Și la traficanți, și traficanții că... de droguri sunt afectați. Da, 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 nu, toți, absolut toți banii din economie. Toți banii din economie își pierd din valoare în clipa în care se tipărește un nou dolar. Da? Chiar dacă sunt în rezerve sau nu, scuze, spune. Apropo de aia cu ne plătim singur sau cum era, ideea e că nu plătești tu, deci dacă te finanțezi prin deficit și asta nu, plătesc copiii tăi, nu plătești tu. Asta trebuie să ai în vedere. Da, nu bun. Plătești da, tu, iarăși, apropo de da, eroarea da, de gândire da. Între ce grup e afectat. Krugman asta zice, sau Keynesienii, sau nu, că plătim noi, păi plătești tu, plătești ăla în viitor, nu plătești tu, ăla îți plătește. De acest noi colectiv. Da, e națiunea care îți maschează individul. Bine, și mai e o chestie. Fix pe dolari, pentru că a fost multă vreme rezervă internațională. Încă este. Ok. Nu știm, nu garantăm pare... pentru momentul în care vă uitați la emisiune da. Din viitor. Pare că... Pare că ajunge rolul. Da. E și o analiză din asta de economiști răi. În care văd, păi, dolarul merge. Nu e o problemă. Mai printăm, să va... În momentul în care dolarul n-ar mai merge și oamenii ar zice vrem mai mulți, practic își pierde puterea de cumpărare, își pierde lumea încrederea în dolari,
atunci ei, pe ei chiar o să-i doară ceva. Pentru că poți să zici, ok, noi cu dolarul dăm faliment. Să ne imaginăm această chestie în care zic, ok, nu mai avem bani, să vădăm. Își fac hiperinflație și tot n-au de unde să dea. La un moment dat trebuie să producă valoare, să dea înapoi. Pentru că nu o să-i lase alte țări, apropo de relațiile anarhice între țări pe glob, nu o să-i lase alte țări, sau în fine, către cine datorează ei banii, nu o să-i lase, păi ne pare rău, am dat faliment. Nu mai vădăm nimic înapoi. Pentru că a căzut bunicuța. Conspiracy theory time. Toate țările au aceeași problemă. Absolut toate monezile sunt susținute de dolar astăzi și chiar dacă n-ar fi susținute, absolut toate țările au o monedă fiat. Prin urmare, pe termen lung au aceeași problemă. Dacă lumea își pierde încrederea în dolar, oricum e dezastru mondial. Dacă reușește cineva să decupleze de dolar înainte, o să iau bomba atomică în cap. Mă rog, chestiile astea sunt de dimineață, știi, nu sunt, la astea se pot uita și copiii, sunt destul de mainstream pentru toată lumea. Conspiracy Theory Time începe însă acum. Pe acum începe. CBDC-ul. N-am înțeles niciodată ce e ăsta, ce face. Păi, Central Bank. Nu se poate înțelege. Central Bank Digital Currency. CBDC-ul este o monedă scripturală emisă de o bancă centrală. În clipa în care există și este adoptat CBDC-ul cu rang de monedă, da, cu rang de monedă, în secunda 2 se poate impune ca toate plățile să fie făcute prin mediu electronic, da, cu rang de monedă, prin acest CBDC. În clipa în care am ajuns acolo, lumea, chiar dacă își pierde încrederea în dolar sau în orice monedă, n-are de ales. Are de ales între piața neagră, aia, care probabil o să meargă cu aur sau bitcoin, și moneda respectivă. O a treia alegere nu mai există, iar piața neagră, ținem cont, este ilegală. Da? That's the whole point. That's a good point. Costel, tocmai am și văzut de curând o emisiune în care exact asta se discuta. Bună ziua, vreți să faceți CBDC? Era cineva de la EU. Nu. Și zicea, care sunt avantajele acestui? Zice, vrem să le dăm oamenilor varianta digitală a cash-ului. Păi n-avea carduri sau ce? Exact. Deci ce gogoriță e asta? Ce magie e asta? De ce? Păi zice, știi ce a zis? A zis o chestie foarte interesantă. Zice, păi acum la CBDC banii ar fi ai băncii centrale. Acum banii sunt privați. S-a părut foarte interesantă chestia asta, nu știu ce. Bine, aș zice că nici departamentul de PR de la UE nu mai e ce a fost. S-au infiltrat incompetența și până acolo. Deci exact. Deci ai bani digitali? Da, uite cardul. Sunt bani digitali. Poți să plătesc oriunde? Da, poți să plătesc oriunde. Mai ai și descentralizatele astea Bitcoin, unde poți să plătesc instantaneu oriunde. Deci la ce-mi trebuie mie banii băncii centrale că sunt digitali? Este avantajul că poți să plătești oriunde? Poți faci dacă vrei, poți face argumente care să prindă la populație, da? Pentru CBDC 1 se reduc costurile bancare, 2, nu te mai jehmănesc privații ăștia, băncile astea private care oricum s-a lucrat la pierderea de încredere a lor, 3, putem să luptăm mai eficient împotriva terorismului și finanțării traficului de droguri și a traficului de copii și a nu știu ce, 4, reducem evaziunea fiscală la 0, 5, creștem gradul de respectare a legii, 6, nu mai există munca la negru și de prin urmare nu mai există sclavia modernă și tot dă-i și dă-i și dă-i și dă-i, da? Nu mai beneficii la CBDC. Realitatea este că banii nu vor mai fi ai tăi, ci vor fi, bine, nici acum banii pe care îi ții la bancă nu mai sunt ai tăi, pentru că sunt ai tăi și ai băncii. Că dacă vrei să-i folosești și banca nu te lasă, ajungi ca Nigel Farage. Mhm. Da?
Dacă însă pe viitor vor fi banii tăi și ai statului. În sensul că nici măcar ăia pe care ți-i dă, pe care ți-i lasă, n-o să te mai lase să-i folosești decât în scopuri aprobate, evident, științific vorbind. Da, asta a fost episodul de conspirație. Da, cred că și ei sunt proști. Adică și pe atmosfera asta conspiraționistă. Da, da. Dacă argumentele astea comparative funcționează, da, poți infera chestia asta. Asta problema nu e... Super. Asta e clar că sunt proști. Trafile, nu... Da, deci atunci discuția asta, ai avut pandemie, s-au ridicat curentele astea populiste, anticonspiraționiste și tu vii cu o chestie de-asta, știi? Păi era pe timeline. Trebuia să execute. E ca și cum tu ai scoate Great Reset, să zicem, lumea e în aer, e frica de Great Reset și tu scoți o carte cu Great Reset. Că-i scoate, ce să zic? Dacă ți se pare. Dacă cu moneda asta, de ce nu puteai face tipul ăla de control pe ce aveam, știi? Da, cred pe că monedele actuale, cred că ce nu le sens are să mai alimentezi? Da, uite, un altă, al șaptele, i-ar fi, n-ar mai fi paradis fiscal nicăieri, pentru că nu mai poți să scoți bani. Deci acum cred că asta este, banca au reglementări, poate să-i controleze, poate să-i oblige, know your customer, poate să-i oblige o fel de chestii, deci, dar ăia încă pot să se mai fofileze. Ideea e așa. Există în legea aia mult hulită, da, a monezii fiat, există reglementări despre monedă în sine. Da? Spun că moneda este un mijloc de plată care e obligat să fie acceptat oriunde, pe teritoriul țării, în orice condiții. Da? Și asta e vorba strict de moneda efectivă. Ei trebuie să poată înlocui moneda efectivă cu altceva echivalent ca să poată să-i retragă monezii efective puterile astea. Atâta vreme cât moneda asta este de fapt în custodia băncii, dar nu este a băncii, ei nu au ceva echivalent ca să poată să retragă cash-ul din circulație. Pentru că dacă ar umbla la lege fără să existe ceva echivalent, ar fi foarte pe față. Mai au băncile private, băncile uzuale. Dacă păi da, ce? Nu poate să aibă centrală un job la o bancă centrală după aia? Adică să fie înghițit ca sucursale ale băncii centrale? Bă, da. Oricum, plus, oricum vine UBI-ul la pachet cu CBDC-ul. Da, ce zice, care în plus? Asta, cine? CBDC-ul ăsta? Este, are puterea legislativă de a fi privit ca echivalentul monezii. Și tu în clipa aia poți să retragi moneda pentru că ai pus ceva în loc. Dar tu nu poți să retragi moneda cash acum pentru că e foarte multă lege care se bazează pe ea. Are foarte multă putere cash-ul în sine, iar ce e în bănci este o reprezentare a cash-ului în sine, nu este altceva. Pe când CBDC-ul este într-adevăr altceva. Înțelegi? Este un alt ban fiat. Deci, e fiatul la... Exact. Matrix-ul de dincolo de... Da. Da, da, da. Fiatul fiatului. Da. Nu, dar asta e o explicație foarte bună, că practic tu acum tu poți să zici că nu poți să scoți mulți bani, nu poți să faci transferuri foarte mari, că vai, ne e frică de spălări de bani și de terorism. Dar nu există lege care zice cash-ul ca simbol nu mai există. Și ei vor să facă asta ca să înlocuiască cash-ul adevărat. Da. Pentru că altfel... Cash-ul atâta adevărat, vreme, că e oricum pentru fiat, că de ce? Pentru că atâta vreme cât cash-ul în forma actuală există, atunci, într-o tranzacție între două persoane care se face pe baza cash-ului, nu se poate băga statul să monitorizeze. Pe când, dacă e vorba de un cash electronic, nu se poate face între două persoane fără să existe un al treilea mediu electronic în care poți fi 100% sigur că își va băga statul nasul să-l monitorizeze. Ba chiar pentru putere să poate să împiedice tranzacția respectivă. Mă rog, argumentul real, să zicem. Da. Control și supraveghere. Da. Yes. Da. Vă mulțumim pentru că ați participat la acest ultim episod. Hai, scuze. Hai, care e una. Nu.
Nu, mi se pare cum o mix chestia din Keynes care era importantă. Keynes ce zicea când îi reproșau? In the long run we'll all be dead. Da, știu. Și mie, și eu mă gândeam la aia, să o spun. Păi da, e legată de... Zio. Păi asta era când îi se reproșa lui Keynes. Uite că tu gândești pe termen scurt, el spunea da, dar pe termen lung toți suntem morți. Bine, o observație acum e că Keynes a murit. Cred că Rumba ați observat. Keynes a murit, ne-a lăsat nouă termenul lung, știi, să ne chinuim. O altă chestie pe care am omis-o e că și economiștii clasici n-au fost atât de atenți la efectele pe termen scurt. Apărea războiul de țesut, trebuia să, ca analist, să nu te uiți doar la pe termen lung, să spui da, va fi șomaj, apar casele în Oșan, da, va fi șomaj. Deci trebuie să vezi și alea, sau să spui, există riscul ăsta. Da, asta e parte de istoria economiei pe care o face el în primul capitol, în sensul că... Și evaluarea lui oricum e mai rău, economistul pensia în care se uită doar pe termen scurt, adică e mai... Vina tradiționalistului e mai mică, el îți vede pe termenul. Dar zice, trebuie să uite și mai atenție. Că da, e o problemă. Uite, privatizăm educația. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Mâine o privatizăm. Ce bucurie! Nu, dar o să ai cazuri în care nu sunt absorbiți. Dască, nu știu, 20%, nu știm. Piața decide. Nu e treaba asta. Dar avea oameni Costel, care... Costel, în subconștientul tău admiți că scopul sistemului de educație e să asigure joburi pentru profesori, nu educații pentru elevi. Dacă problema ta e că profesorii nu vor fi absolviți. Nu vor fi absorbiți. Nu neapărat, dar poate să fie un efect negativ, știi, dacă... 50% îți rămân pe stradă, mă, e o problemă, știi? Learn to code. Trebuie să spui asta, știi? De chiar și Vlad o va sugera într-un context. Asta va dura, știi? Va fi dureros anumite chestii dureroase. Da, dar noi ținem ca să... Deci ideea cu privatizarea sistemului de educație este așa. Care este scopul vostru? Vostru al crescătorilor de copii, da? Al părinților deținători de copii. Care este scopul? Cel puțin declarativ, adică cel puțin declarativ, scopul este să-i asigurați copilului o educație bună. Nu? Ăsta este scopul. Ne-am mai spus că pentru foarte multă lume, din păcate, scopul este să ai undeva unde să fie copilul, nu pe capul tău. Da? Și atunci să văd rezultatele. Bine, astea. Ei zic formarea de cetățeni, folosesc dar, formula asta mai nobile și cred că au dreptate. Dar cetățean în sensul de docil. De... Ei poate oamenii care lucrează în birocrație sau sfertofilozofii. Da, eu vorbesc de părinte și copilul lui. Da. Scopul declarativ e ca ăla să primească o educație. De asta ai un sistem de educație, ăla să primească o educație. Păi o educație mult mai bună ar primi în domeniul privat. Aici vin socialiști și zic, nu, că n-ar avea acces. O, ba da. Ba da, ar avea acces pentru că ar fi unul la mână mai ieftin, doi la mână, poate nu l-ar învăța același profesor care nu-l învață azi, același profesor academic, Cian și whatever, dar poate l-ar învăța cineva care este învățat de cineva care este învățat de academicianul ăsta. Ia stai, că ai două chestii aici. Dacă tot pentru o pâine. Deci în oraș... În mediul urban ai deja o grămadă de părinți care înțeleg și duc copiii la diverse extra cursuri. Deci înțeleg foarte ușor educația privată. Da, îl duce la cursuri de cutare, extra lucruri. Și ce se întâmplă? Fiecare alege ce vrea pentru copilul lui, vede cum se potrivește, îi place, nu îi place, se descurcă, nu se descurcă. E implicat, are opțiuni. Acum mai ai partea ailaltă. Da, oamenii de la țară care n-ar avea variante și trebuie ajutați. Ar putea ca oamenii aia să rămână, să zicem, onorabil. Dacă nu li se oferă lucrurile astea, poate ar trebui să se mute unde produc valoare pentru alții, economic vorbind, și ar avea mai multă bogăție și mai multe variante pentru copiilor. Dacă îi ții la țară acolo cu trei surcele... Îi duc în orășele. Duc la Alexandria. Da? Da, deci exact. Nu trebuie să... Unii duc chiar la București. Deci nu... Da, exact. Dar ideea e că dacă tu le dai ceva, ei rămân acolo. Hai să îți răspund la întrebarea asta într-un fel din ăsta foarte libertarian, sunt... Trecând, atacând problema din flanc, da? Flancând puțin problema
și anticipând un pic capitolul 7, da? Oamenii ăștia trăiesc în țara în care o organizare nereglementată și în principal privată ne-a dus să avem al doilea cel mai rapid internet din lume, da? Și broadband în aproape toate satele și sătucele în țara asta. Oamenii ăia ar avea acces la întreg YouTube-ul. Nu zic că să se uite la noi, dar poate să se uite și la noi ca să iau o educație economică și etică. Întreg YouTube-ul unde poate să asculte prelegeri de-a lui Mises, poate să asculte prelegeri de-a lui Milton Friedman, poate să asculte prelegeri de-a lui Ayn Rand, poate să învețe un pic de engleză de la, cum o chema pe aia, Sabrina care te învață engleză, nu mai știu, da. O tipă care te învață engleză, da? Deci, nelimitat pentru un abonament de telefon pe care oricum îl plătești și astăzi. Iar un broc, când a venit în România, folosea argumentul ăsta. Gândiți-vă unul care se gândește la, nu știu ce, app? Ăla se gândește la educație, știi, cum să optimizeze. Da, da. Dacă oamenii vin cu ce să plătesc. Bine, pentru... Și poți să ai niște super exemple, super marginale, în care e un sat într-un vârf de munte, unde sunt niște copii săraci, a trebuit net. Să le vină tot ai net, un tot ai... okay. Furnizor acel, de telefonie. Acel și sat în vârful de munte nu are școală astăzi, sigur nu are liceu, sigur nu are, adică let's go, hai cu like for like. Nu, și de. Rezolvarea care a fost? A venit o firmă privată și a făcut și le-a pus charity, stâlp acolo, nu? Le-a pus stâlp și le-a dat tablete și nu știu ce. Și plus că situațiile marginale, cum era? Deci, situațiile proaste nasc reglementări cum proaste. Nu, deci era Hard cases make bad laws. Na. Deci ai niște situații din astea extraordinar de marginale și după aia faci o reglementare pentru toată societatea pentru că se întâmplă ceva pe la margine. Asta bine și pentru stat. Analiza ta trebuie să fie una comparativă. Așa când tu zici pe ce fac privații, cum îi bat pe ruși, ok, și cum îi bate statul pe ruși. Înțelegi? Chiar. Analiza trebuie să fie una comparativă. Vali a zis aici că ai prețuri mai mici la privat, știi? Ceea ce asta nu pare, e clar că un monopol... E cum i-a bătut Franța pe nemți. La ce? După două zile s-au predat. Nu mă gândeam că zici. Și nu li s-au strigat. Și nu i-a bombardat nimeni. Vezi, apropo de soluții din astea. Deci oamenii chiar nu se gândesc la chestia asta cu prețurile. Că dacă e mai ieftină educația, păi nu ajută așa mai mult un sărac? Păi nu că e gratis. Păi nu e gratis, că ia jumate din salariu. Mm-hmm. Dacă e gratis, trebuie să nu-i mai ia jumate din salariu. Așa devine gratis, știi? Păi mai e și chestia asta cu Spiru Haret și stai puțin, că asta e toată educația privată, știi? Spiru Haret și... Ok. Ca și cum găsești două șaurmerii proaste în luștului și... Prin urmare, e capitalismul, gata, l-am infirmat, știi? Da. Nici o analiză comparativă, nici un... Naia. Bun. Acestea fiind spuse, ne mulțumim pentru răbdare și atenție. Vă invităm și emisiunea viitoare, unde o să continuăm această carte, dacă nu ne-au terminat... Următoarea e pe roboți. Da. Țineți aproape, că e chiar se fistă... Dacă nu ne-au terminat cele spuse astăzi contul de YouTube, pentru Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. La revedere!